Stimați colegi, bună dimineața! Vă invit să ocupați locurile. Cine? Stimați colegi, chiar vă invit să vă ocupați locurile. Bună ziua tuturor! Secretariatul rog să anunțe prezența. Stimate domnule președinte a Parlamentului, stimați deputați, stimate doamne deputat, bună ziua! Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 95 de deputați. 95. Încă un pic. Încă un pic. Și o să fim toți. Vă mulțumesc. Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm drapelul de stat. Vă mulțumesc. Tradițional, vreau să începem cu o noutate bună. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere colegul nostru, domnul deputat Viorel Barda. La mulți ani și multă, multă sănătate! Stimate coleg, la mulți ani! De asemenea, avem câteva sărbători profesionale. Și o să încep cu permisiunea dumneavoastră cu o procedură foarte plăcută și să vă anunț că avem, în primul rând, pe data de 18 decembrie, este Ziua Internațională a Migrantului. Și, stimați deputați, avem onoarea să găzduim astăzi în sală trei doamne minunate, prezente astăzi aici la noi. Este vorba de doamna Elena Pavliuc, soră medicală. S-a aflat 21 de ani în Italia. S-a întors și muncește în secția COVID al Spitalului Arhanghel Mihail. Mersi mult, mult respect! Doamna Silvia Zaharia, soră medicală. A revenit recent din Italia, fondatoarea asociației ABC. A contribuit la protezarea a zeci de copii din Moldova, începând cu campionul mondial la discipline paralimpice, Ștefan Roșca. Mersi foarte mult pentru contribuția noastră. Și dumneavoastră a fost premiată în 2014 de UNICEF pentru dedicația și munca depusă. Mersi mult. Și doamna Ludmila Furtună, medic, fondatoarea Asociației Renașteri de la Parma, promotoarea voluntariatului. Vă mulțumim foarte mult pentru ajutorul acordat. Mersi. Tot respectul, stimate doamne. Stimați colegi, pe data de 18 mai avem două sărbători pe care trebuie să le menționăm. La 18 decembrie vom marca 25 de ani de la Constituirea sistemului penitenciar. Și pe această cale adresez angajaților din sistemul penitenciar, veteranilor, cele mai sincere felicitări și urări de bine. Misiunea voastră este să vegheați la securitatea societății, profesionist și cu respectarea drepturilor omului și să fiți convinși de faptul că munca vă este apreciată, iar dedicația noastră contribuie în mod direct la reintegrarea socială a deținuților. Felicitări, stimați domni și doamne din sistemul penitenciar. La mulți ani! Și nu putem să nu menționăm o altă sărbătoare. Pe 18 decembrie sărbătorim Ziua Poliției Naționale. Felicit și mulțumesc tuturor polițiștilor, celor care își îndeplinesc misiunea cu demnitate și curaj. De voi depinde liniștea
și siguranța de zi cu zi a fiecărui cetățean, fără excepție. La mulți ani, stimați polițiști! Vă mulțumesc! Biroul permanent s-a întrunit în ședința sa ieri și a votat o agendă cu 12 proiecte pe ordinea de zi. Sper că toată lumea le are. În același timp au parvenit câteva demersuri din partea colegilor și am să rog pentru început pe domnul Bătrâncea să prezinte inițiativa 402 din 16 decembrie 2021. Domnul Bătrâncea, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, cu toții am examinat și examinăm concluziile deosebit de critice a Comisiei de la Veneție la adresa Republicii Moldova, unde Comisia de la Veneție, experții acesteia, inclusiv și din cadrul Consiliului Europei, au sugerat destul de categoric ca Parlamentul Republicii Moldova să revadă mai multe acte normative, inclusiv și legea Procuraturii, care a fost amendată după opinia experților cu multiple încălcări în grabă. În acest sens, cu scopul de a aduce legislația națională la o situație adecvată, propunem crearea, constituirea Comisiei Parlamentare Speciale pentru revizuirea modificărilor operate în legislație în vigoare cu privire la Procuratură, contrarie recomandărilor enunțate în avizul Comisiei la Veneția numărul 1058, adoptat la 129 sesiunea plenară din 10-11 decembrie anului curent, numărul 402 din 16 decembrie 2021. Stimați colegi, considerăm că acest grup de lucru sau această comisie parlamentară specială trebuie să fie aprobat astăzi. În componența acesteia trebuie să intre proporțional toți membrii a Parlamentului, trebuie să fie incluse toate fracțiunile parlamentare și în timp rezonabil să propunem modificări la legislație cu scopul de a aduce la normalitate situația, inclusiv și cu legea Procuraturii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate coleg. Propunerea este, eu dimersul l-am văzut azi dimineață, a parvenit, propunerea este să o discutăm la biroul permanent și după care revenim cu această inițiativă. Noi azi avem de lucru un pic, dar vedem după agenda. Dar, evident, ne convocăm când convenim și discutăm la biroul permanent, dacă se acceptă. Dacă insistați, supun votului. Microfonul domnului Bătrâncea, vă rog. Domnule președinte, evident că trebuie să găsim o soluție, evident că trebuie să ajungem la un consens cum să fie creată această comisie specială și dacă avem angajamentul dumneavoastră că la biroul permanent se va întruni în perioada imediat următoare, chiar și astăzi într-o pauză și vom veni cu soluții și cu propuneri clare către plenul Parlamentului, acceptăm propunerea dumneavoastră ca să decidem la biroul permanent. Mersi. Vă mulțumesc. Următoarea propunere va fi prezentată de domnul Radu Mudreac. Vă rog, domnul Mudreac. Vă mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Se propune audierea doamnei Iuliana Cătărăgiu, ministra mediului, și a domnului Ion Bulmaga, șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu privire la sancțiunile aplicate întreprinderii APA Canal Chișinău în mărime de 12 milioane de lei. Noi considerăm că sunt niște acțiuni concertate, un atac asupra unei întreprinderi strategice a Republicii Moldova, nu numai Chișinăului, iar sancțiunile care sunt aplicate, evident, împovărează această întreprindere. Nu e exclus că aceste sancțiuni se duc și la stoparea livrării de apă față de cetățeni. Deci este propunerea de a audia și de a vedea care a fost baza aplicării acestor sancțiuni, dacă a fost respectat mecanismul și dacă a fost cea mai reușită soluție pentru a pune la respect pe cineva. Deci solicităm ca astăzi să avem aceste audieri, pentru că sancțiunile sunt sancțiuni, iar cetățenii în pragul sărbătorilor să rămână fără apă tot nu este cea mai bună soluție. Mulțumesc! Eu supun votul, evident. Unica rugăminte, decidenții și cei care au fost aleși să conducă o urbă sau alta, să nu șantajeze cetățenii, pentru că nu dă bine și nu devin mai credibili în demersul lor de a ieșua.
Dar supun votului inițiativa prezentată de domnul deputat Mudreac. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, inițiativa domnului Mudreac a întrunit 34 de voturi. Vă mulțumesc. În continuare, îl rog pe domn deputat Starăș. Благодарю. Господа депутаты, в период с 10 по 11 декабря 2021 года 10 граждан Российской Федерации были высланы с территории Республики Молдова, не пропущены на территорию Республики Молдова и высланы. Мы, может быть, чего-то не знаем, но без объяснения причин. Может быть, мы чего-то не знаем, но сомнительно, что политологи, журналисты, общественные деятели из Российской Федерации представляют какую-то исключительную угрозу национальной безопасности Республики Молдова. Нам бы хотелось узнать, кто был автором и идейным вдохновителем этой очень недружелюбной, негостеприимной и очень плохотнюковской по своей сути акции. Эти вопросы мы хотели бы задать господину Нику Попеску, министру иностранных дел, господину Россиану Василою, главе пограничной полиции, и господину Александру Ясауленко, директору службы информации и безопасности Республики Молдова. Благодарю вас. Вы мульсумес, стимат коллеги, супун вотулуй инициатива домului депутат Старыш. De fapt, a blocului comuniștilor socialiștilor prezentate de domnul Starăș. Rog, inițiem procedura de vot. Inițiativa a fost susținută de 34 de deputați. Vă mulțumesc. În continuare, ofer microfonul doamnei deputat Tauber. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte. Am două propuneri la ordinea de zi. Prima propunere este legată cu solicitarea noastră de a include pe ordinea de zi a proiectului de lege privind compensarea integrală a facturilor pentru gazele naturale și energie termică, numărul 294 din 20 octombrie 2021. Pun accent totuși pe data când acest proiect de lege a fost înregistrat și astăzi suntem în preajma sărbătorilor și practic la finele anului. Bănuiesc că terminăm și sesiunea noastră, dar oamenii deja primesc facturile pentru gaze. Acestea sunt foarte mari și dacă noi să ne raportăm la salariile și pensiile mici pe care le primesc și foarte considerabil de mari. Compensațiile stabilite de guvern nu sunt suficiente, cred că toată lumea înțelege acest lucru, ci dimpotrivă sunt o insultă în adresa oamenilor, așa credem noi. În plus, s-au scumpit în lanț toate produsele de primă necesitate, oamenii nu mai fac față scumpirilor, sunt nevoiți să facă economii atât pentru căldură cât și pentru mâncare și medicamente. Cetățenii noștri nu merită bătaia asta de joc la adresa lor.
Noi credem că cu astfel de scumpiri cetățenii noștri nu o să aibă nimic pe masă de anul nou, nimic sub brat și în genere nu o să aibă sărbători. Noi reiterăm, insistăm că facturile pentru gaze și pentru energie termică utilizate de către toți consumatorii casnici să fie compensate integral de stat, cel puțin pentru perioada rece a anului. Suntem în preajma evenimentelor foarte importante pentru locuitorii Republicii Moldova și noi propunem să fim un pic mai buni față de ei și să aducem bucurie. Vă mulțumesc, stimați colegi, supun votului inițiativa prezentată de doamna Tauber. Rog, inițiem procedura de vot. Inițiativa doamnei Tauber a întâlnit 32 de voturi. În continuare, doamna Tauber. Vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte. Am încă o întrebare, probabil mai mult ea este adresată la dumneavoastră, dar probabil și la colegii dumneavoastră. Eu v-am trimis o scrisoare acum două zile și am întrebat când va fi supus votării în plen proiectul de lege privind statutul municipiului Bălți. Este proiect de lege care a fost înregistrat de colegul dumneavoastră, domnul Marcoci, care a fost candidat la funcția de primar. Și noi credem că, sperăm că acest proiect de lege nu a fost doar înregistrat pentru campanie electorală și promovarea partidului dumneavoastră. Și mă gândesc că dacă în cazul proiectului de lege cu salariile Curții Constituționale, dumneavoastră ați avut careva senzații, poate și aici cumva nu este clar sau trebuie de verificat. Poate este totuși avizul Guvernului pentru acest proiect de lege foarte important. Poate încă 10 secunde. Este foarte mult. Eu, stimate domnule președinte, am senzația că dumneavoastră ignorați mesajele mele și am senzația că dumneavoastră probabil ignorați și importanța acestui proiect de lege pentru locuitorii municipiului Bălți. Având în vedere că suntem la sfârșitul sesiunii, cred că trebuie să punem toate punctele pe i și aș vrea să vă întreb dacă acest proiect de lege a fost trimis la avizare executivului, pentru că astfel de informații nu există. Și pentru ce acest proiect de lege a fost înregistrat, pus în ordine de zi, după scos, acest lucru tot s-a întâmplat în campanie electorală. Și văd cu mare bucurie pe domnul Gurduză, aici poate și el poate să comenteze careva evenimente legate de municipiul Bălți, pentru că a fost și este implicat trup și suflet ca totul să fie bine în municipiul Bălți. Mersi! Domnul Marcoci, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Eu, după cum am înțeles, 30 septembrie nici nu s-a început campania de alegeri, când a fost înregistrat acest proiect, în primul rând. Nici nu s-a început și nici nu s-a dăduse demisia fostul primar. Și nu știam că va fi sau nu va fi, în primul rând. Într-a doilea rând, cam mult mai mult știu bălțenii, decât știu cei care vin pe o zi, două sau pe o lună și pleacă de acolo. Desigur, acest proiect nu a primit încă avizul Guvernului. Știu toți bălțenii că nu a primit. Când va primi acest proiect, va fi, desigur, votat în Parlamentul Republicii Moldova. Dar cei care vin ca turiști și pleacă, să plece mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Partea bună că avem mai mulți candidați în această sală, cadrul alegerilor parțiale, preliminare sau cum se numesc ele locale de la Bălți și este bine că cel puțin doi colegi o să insiste și o să ducă la bun sfârșit acest proiect de lege. Am discutat despre acest proiect la ședința biroului permanent,
Mă gândeam că colegul dumneavoastră v-a informat, dar profit de ocazie, dumnealui lipsește. Repet și aici, proiectul este expediat în adresa Guvernului. Imediat ce vine avizul, îl propunem pentru ordinea de zi, pentru a fi aprobat în plenul Parlamentului. Se poate. Doamna Tauber, vă rog. Foarte mult. Domnule președinte, colegul meu, Denis Ulanov, mi-a transmis ceea ce dumneavoastră ați spus acum. Dar întrebarea mea, poate dumneavoastră tot colegial puteți să vorbiți cu doamna Gavriliță și ministrii responsabili ca să dea totuși acest aviz cât mai repede. Pentru că domnul deputat care a vorbit acum a spus că toți bălțenii cunosc, dar eu am impresia că eu totuși vorbesc mult mai mult cu bălțeni și toată lumea întreabă și nimeni nu cunoaște că guvernul nu a avizat acest proiect de lege. Și poate o să dăm careva termeni, o să informăm populația. Este proiectul de lege a dumneavoastră. Fracțiunea Partidului Șor, la rândul nostru, suntem gata să-l susținem cu ambele mâini, dacă trebuie. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a susține cu ambele mâini acest proiect. Eu cred că toate trei fracțiuni o să fie mai mult decât disponibile să-l susțină imediat ce ajunge în Parlament. Domnul Carp. Domn președinte, regulamentul Parlamentului prevede, deci un deputat se expune asupra unui proiect de lege în care el este, deci, autor. Da? Sau în condițiile în care un proiect de lege nu este, este pus pe agenda, dar nu corespunde un anumitor rigor, se poate expune o fracțiune ca să fie exclus. În rest, fel de fel de intervenții despre felul care trebuie votat, care trebuie avize dat și așa mai departe, deci astea sunt depășiri de atribuții. Deci nu de alta, dar lumea când se uite deci la toate ping-pongurile astea, parcă ai impresie că chinou cu nemții aici în Parlament, nu? Deci eu vă rog frumos, pe viitor să respectați regulamentul Parlamentului. Mersi mult! Noi respectăm poporul german, dacă și film, e film cu moldovenii, pentru corectitudine, da. Domnul Șoimaru, și mergem mai departe. Mulțumesc, domnul președinte. Eu propun ca acest proiect în genere să facă parte dintr-un set de documente în viitoare reformă teritorială administrativă a Republicii Moldova. Și atunci vor merge treburile mai bine. Bine, revenim la acest proiect imediat ce vine avizul de la guvern. Vă mulțumesc. Stimați colegi, în condițiile propunerilor care au venit, vă rog să supunem votului să aprobăm ordinea de zi. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, ordinea de zi a fost votată de 62 de deputați. Vă mulțumesc. Înainte de a trece la ordinea de zi propriu zisă, am un anunț pe care am obligația să-l fac acum în debut. În conformitate cu regulamentul Parlamentului, articolul 95. Cererea de ridicare a imunității parlamentare, punct 2. Cererea de ridicare a imunității deputatului în Parlament este adresată președintelui Parlamentului. Și același articol 95.3. Președintele Parlamentului aduce la cunoștința deputaților cererea în plenul Parlamentului la ședința următoare de la data prezentării acesteia și o trimite imediat la examinare Comisiei Juridice pentru numiri și imunități. Astăzi dimineața au parvenit 9 cereri de la Procuratura Generală. Vă rog atenție. 9 cereri de la Procuratura Generală. Eu am să dau citire fiecare cerere. Vă rog liniște. Eu am să dau citire fiecare cerere, după care, așa cum spune regulamentul, o să fie transmise
Comisiei de Specialitate. Cerere privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor. Încuvințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute în articolul 190 alinea 5 din Codul Penal. Următoarea cerere. Cerere privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor. Încuvințarea ridicării imunității parlamentare în vederea trimiterii arestării, percheziției și reținerii și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute la articolul 190 alinea 5 din Cod Penal. A treia cerere, privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor. Încuvințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute în articolul 243, alinea 3, litera A, B din Codul Penal. A patra cerere, privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor. Încuvințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute în articolul 284 alineat 1 din Codul Penal. Următoarea cerere, nu mai știu a câta, privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare deputatului Parlamentului Republicii Moldova, Ilan Șor, solicitarea încuvințării ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 352 prim, alineat 1 și alineat 2 din Codul Penal. Următoarea cerere privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, încuvințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute în articolul 42, alinea 3, 4, 190, alinea 5 din Codul Penal. Cerere privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, prin care se încuvințează ridicarea imunității, solicită încuvințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute în articolul 191, alinea 5 din Cod Penal. Cerere privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, și solicitarea încuvințării ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute în articolul 42, alinea 2-3, 4, articolul 243, alinea 3, litera A, B, Cod Penal. Cerere privind încuvințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor. Și contorul dumneavoastră are defect. Mai vedeți ce faceți acolo. Solicitare, încuvințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor, pe faptul săvârșirii infracțiunii articolul 42, alinea 2, 3, 4 și articolul 327, alinea 3, Cod Penal.
aceste cereri și materialele prezentate de Procuratura Generală vor fi transmise Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Deja dumneavoastră, conform procedurii, convocați comisia și vă rog să deja conform procedurii legale. Stimați colegi, asta a fost anunțul. Acum permiteți-mi să trecem la ordinea de zi. Au fost 9 cereri. Pe procedură, doamna Tauber, vă rog. Stimate domnule președinte, conform drepturilor noastre, noi solicităm pauză de 45 de minute din partea fracțiunii Partidului Ușor. Eu m-am adresat la domnul președinte, probabil el cunoaște la fel de bine regulament ca și toți dumneavoastră. Mersi. După aceste cereri, văd că principiul pauzele lungi și dese, unii cred că sunt cheia marilor succese, nu știu. Bine, procedural trebuie să dau curs la această solicitare. Anunțăm pauză până la orele 12. Vă mulțumesc!
Stimați colegi, vă rog să revenim în sală. Ne ocupăm locurile. Stimați colegi, propunerea este să continuăm. Suntem deja și 8 minute după pauză. Timp suficient pentru a spune ce ai de spus și a te duce pe unde ai de dus. Bun, vă rog să luați, să vă ocupați locurile. Vă rog să vă ocupați locurile și să trecem la ordinea de zi propriu-zisă. Vă mulțumesc. Primul proiect pe ordine de zi pe care propun să-l discutăm este 372 din 25.11.2021. Lectura a doua, proiect de lege pentru modificarea articolului 6, alinea 5 din legea 86-2020 cu privire la organizațiile necomerciale. Lectura a doua, doamna Stamati, vă rog, Tribuna Centrală. Stimate domnule președinte, stimați colegi, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat pentru lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 alineatul 5 din legea numărul 86 din 2020 cu privire la organizațiile necomerciale, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către guvern.
Prin proiectul de lege se propune substituirea textului servicii și sau susține material sau gratuit de la alineatul 5 al articolului 6 cu textul gratuit servicii și bară sau susține material. Astfel încât să fie reglementat clar că în perioada campaniei electorale organizația necomercială nu poate presta gratuit servicii și sau susține material concurenții electorale. Proiectul este elaborat în scopul transpunerii considerentelor Curții Constituționale expuse în hotărârea numărul 24 din 2020. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în ședința plenară din 3 decembrie 2021. Pentru lectura a doua au fost examinate avizele comisiilor permanente ale Parlamentului, avizul Direcției Generale Juridice. Propuneri sau amendamente pe marginea proiectului nu au parvenit. Proiectul redactat se anexează la prezentul raport. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Juridică, Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, propune proiectul de lege numărul 372 din 25 noiembrie 2021 spre examinare și adoptare în lectura a doua în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Întrebări, stimați colegi? Întrebări nu sunt la raport, adică dacă sunt. Nu sunt, domnul președinte. Vă rog să luați loc. De acord. Aici noi suntem pe undă. Stimați colegi, în condițiile raportului Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, supun votului în lectura a doua proiectul 372 din 25.11.2021, proiect de lege pentru modificarea articolului 6 alinea 5 din legea 86 din 2020 cu privire la organizațiile necomerciale. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 372 din 25.11.2021, lectura a doua, votat de 64 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenție dumneavoastră, proiectul cu numărul 278 din 13.10.2021, lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. La tribuna centrală este invitat domnul Perciun. Vă rog. Stimați colegi, prezint raportul asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative numărul 278 din 13.10.2021. Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie a examinat pentru lectura a doua proiectul de lege numărul 278 pentru modificarea unor acte normative prezentate de către deputații Dorin Strati și Dan Perciun. Pe marginea proiectului au parvenit mai multe propuneri și amendamente din partea Guvernului, precum și deputaților care se regăsesc în sinteza propunerilor și obiecțiilor la acest proiect, care este parte integrantă a raportului. Urmarea dezbaterilor și a votării pe marginea proiectului s-au înregistrat următoarele rezultate. Din cei 9 membri prezenți, 5 membri ai comisiei au votat pentru, iar 4 membri s-au abținut. Urmarea discuțiilor în cadrul ședinței, comisia propune proiectul de lege prenotat în ședința plenară a Parlamentului în lectura a doua, luând în considerare propunerile și amendamentele acceptate de comisie. Principalul amendament la acest proiect de lege ține de excluderea sancțiunilor pentru beneficiarii de ajutor social, chiar și în cazul în care s-au învrednicit de acest ajutor în urma anumitor abateri. Sancțiunile au fost păstrate doar pentru conducătorii direcțiilor teritoriale de asistență socială. Mulțumim. Mulțumesc. Întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Stimați colegi, în condițiile raportului Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, supun votului în lectura a doua. Proiectul 278 din 13.10.2021, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative. Rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, proiectul 278 din 13.10.2021, lectura a doua, susținut de 63 de deputați. Vă mulțumesc! Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră, proiectul 205 din 25.08.2021, lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Îl invit la Tribuna Centrală pe domnul Alaiba. Stimați colegi, Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către Vladimir Bolea, deputat în Parlament, și informează despre următoarele. Proiectul de lege propune îmbunătățirea procesului de administrare și de etatizare a proprietății publice, reieșind din cadrul normativ existent și din recomandările Curții de Conturi expuse în rapoartele sale de audit. Este de menționat că Comisia a examinat propunerile și obiecțiile expuse în avizul Guvernului și în avizul Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului, care sunt reflectate în tabela de sinteză și în proiectul de lege redactat, părți componente a prezentului raport. Urmare a examinării proiectului de lege, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu vot unanim, propune Plenului Parlamentului adoptarea acestuia în a doua lectură. Dacă nu sunt întrebări... Vă mulțumesc. Întrebări nu sunt. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul 205 din 25.08.2021, lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 205 din 25.08.2021, votat în lectura a doua de 84 de deputați. Vă mulțumesc! În continuare, propun atenției dumneavoastră proiectul 232 din 08.09.2021, lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea legii 1536 din 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică. Raportul Comisiei, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională, doamna Coșero. Scuzați. Doamna Botnărincă, vă rog. Comisia Mediu și Dezvoltare Regională a examinat repetat în ședința sa din 15 decembrie 2021 pentru lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 1536 din 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică, inițiativa legislativă a unui grup de deputați în Parlament și comunică următoarele. Proiectul de lege în cauză urmărește operarea modificărilor la legea menționată supra, pentru a exclude dublarea competențelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat și ale Agenției de Mediu la capitolul monitoringului stării, calității și poluării mediului, urmărindu-se evitarea unor dezechilibre instituționale. Proiectul de lege nominalizat a fost examinat și aprobat pentru prima lectură în ședința plenară a Parlamentului din 14 octombrie 2021, în temeiul articolului 65 din regulamentul Parlamentului, la ședință din data de 3 noiembrie 2021, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională a examinat obiecțiile și propunerile pervenite la proiectul dat. Adițional, Comisia a recepționat amendamentul doamnei deputate Ina Coșero, care are scopul de a clarifica anumite prevederi ce țin de organizarea și funcționarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat
în calitate de structură administrativă din subordine Ministerului Mediului. Decizii argumentate a Comisiei Parlamentare de Profil asupra tuturor opiniilor, obiecțiilor și propunerilor înaintate asupra prezentului proiect de lege, parvenite din partea Guvernului Republicii Moldova, Comisiilor Parlamentare Permanente, deputaților și Direcția Generală Juridice a Secretariatului Parlamentului, se regăsește în varianta definitivă a sintezii amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor anexate la prezentul raport. Pornind de la cele expuse și ținând cont de amendamentele acceptate, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională, cu majoritatea de voturi a membrilor, 6 voturi pentru, propune Plenului Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 1536 din 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică numărul 232 din 8 septembrie 2021 pentru examinare și adoptare în lectura a doua. Doamne președinte, vă mulțumesc. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă mulțumesc frumos. În condițiile raportului Comisiei Mediu și Dezvoltare Regională, supun votului proiectul 232 din 0809-2021, proiect de lege pentru modificarea legii 1536 din 1998. Lectura a doua. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 232 din 0809-2021 a fost votat în lectura a doua de 88 de deputați. Vă mulțumesc. De procedură, domnul Cheptonar, vă rog, microfonul domnului Cheptonar, vă rog. Domn președinte, în contextul anunțului de un pic mai devreme, când ați anunțat că aveți 9 cereri la Procuratura Generală, vreau să vă rog să aveți un pic de clemență data viitoare față de colegii noștri din dreapta, nu de alta, dar ei care s-au apucat de pahare, care de inimă, care s-au negrit, care s-au înroșit. Am așteptat asta ca să revină tot Bahamasul în sală. Cel puțin să aveți să chemați asistenta medicală când faceți astfel de anunțuri. Cât despre Procuratura Generală, noi vă mai așteptăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Următorul proiect, vă rog să ne abținem de la... Noi avem punct medical în clădirea Parlamentului, așa că sunt preocupări de prisos. Următorul proiect, 289 din 18-10-2021, lectura a doua. Proiect de lege pentru modificarea legii 276 din 2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Raportul Comisiei, domnul Bolea, vă rog. Asta cu psihiatria a fost bună, domnul Voroni. Deci, raport asupra proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 276 din 2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural. Numărul 289 din 18 octombrie 2021, lectura a doua. Comisia Agricultură și Industrie Alimentară a examinat proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 276 din 2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Bolea Vladimir, și expune următoarele. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 6 decembrie 2021. Scopul proiectului de lege supus examinării este facilitarea accesului producătorilor agricole la sursele Fondului Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural, precum și perfecționarea politicilor de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural prin ajustare la necesitățile economiei naționale și ale locuitorilor țării.
Comisia a examinat amendamentele înaintate de deputați, propunerile și obiectele expuse în avizul Guvernului și Direcției General Juridice a Secretariatului Parlamentului, iar rezultatul examinării acestora se regăsește în tabelul de sinteză și proiectul redactat conform tehnicii legislative, părți integrante a prezentului raport. Reșind din cele expuse, Comisia Agricultură și Industrie Alimentară, cu votul majorității membrilor săi, propune proiectul de lege ca, cu numărul de intrare 289 din 18 octombrie 2021, spre adoptare în a doua lectură. Vă mulțumesc. Întrebare la raport, domnul Perciun? Domnul Bolie, doar vreau să precizez soarta amendamentului care îl discutasem referitor la statut special pentru agricultorii care respectă anumite norme în raport cu forța de muncă. Da, mulțumesc frumos, domn deputat. Comisia a luat act de, și considerăm că este un amendament foarte pertinent, numai că necesită, din punctul de vedere a Comisiei, amendarea la alte două legi, după care să revenim la modul pe care subvenționăm. Nici nu va fi nevoie, practic, de altceva decât o amendare la... Deci, decizia este în felul următor. Propunerea este una pertinentă, doar că complexitatea acestei necesită o abordare multiaspectuală. În acest context, Comisia consideră oportun de a dezvolta subiectul intervenind cu operare de modificări la legea numărul 22 din 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și la legea numărul 105 din 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și, după caz, la alte acte normative, fapt ce ar permite promovarea unei inițiative legislative. Pentru relevanță urmează a fi consultat instituțiile statului responsabile de politici pe acest domeniu, sectorul asociativ, cât și alte părți interesate. Să știți că la nivel de Comisie Parlamentară de Agricultură, pe marginea amendamentului noastre, cel mai probabil se va constitui un grup de lucru care se va finaliza cu un proiect de lege. Deci legea va fi modificată și nu amendată. Da. Alte întrebări? Nu sunt. Domn președinte, vă rog să luați loc. Mersi mult. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul 289 din 18-10-2021, pardon, lectura a doua, proiect de lege pentru modificarea legii 276 din 2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 289 din 18-10-2021, susținut în lectura a doua de 64 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect, propus atenție dumneavoastră, proiectul 371 din 24-11-2021, lectura întâi, proiect de lege pentru modificarea legii 489 din 1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Domn Perciun, vă rog. Bună ziua, stimați colegi. Astăzi pun atenție dumneavoastră un proiect tehnic. Scopul elaborării prezentului proiect constă în modificarea legii numărul 489 din 1999 privind sistemul public de asigurări sociale în vederea excluderii prevederilor legale care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual. Proiectul de lege propune transferarea reglementărilor permanente expuse în legea anuală a bugetului de asigurări sociale în legea numărul 489 din 1999 privind sistemul public de pensii. Ca să explic mai simplu ce vrem să facem prin legea respectivă, deci în fiecare an în legea privind bugetul de asigurări sociale se includea un șir de prevederi care se reluau de la an la an fără a fi modificate în vreun fel. Și atunci, pentru a elibera acea lege de acele prevederi
temporare, dar care de fapt sunt cu caracter permanent, se propune a le transfera în legea privind sistemul public, în legea privind sistemul public de pensii, în așa fel încât ele să se regăsească acolo unde le este locul și să aibă caracter permanent și să faciliteze și claritatea asupra cadrului legal pentru cei care vor să înțeleagă cap coadă care sunt toate reglementările. De principiu, prevederile caracter permanent specific sistemului public de asigurări sociale se regăsesc la articolul 3.9 în legea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2021, reglementările stipulate la articolul 3.9 din legea anuală a bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2021 prevăd asigurarea socială bază de contract individual, calculul și plata a contribuției de asigurări sociale, acumularea mijloacelor financiare încasate la bugetul asigurărilor sociale, majorări de întârziere, măsurile aplicate în cazul încălcării de plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, regulilor de calculare a contribuțiilor, eșalonarea stingerii datoriilor și așa mai departe. Deci toate aceste prevederi care în mod normal până acum erau în legea privind bugetul de asigurări sociale și se reluau din an în an, le includem cu caracter permanent în legea privind sistemul public de pensii, ca să fie cadrul legal tot la un loc unitar. Și în legea privind bugetul de asigurări sociale se regăsesc doar acele aspecte care sunt proprii legii respective, referitor la bugetul pe un an sau altul. Mulțumesc. Prima întrebare, domnul Reidman. Da, spasibo, господин председатель. Господин Перчун, мы переносим это в закон о пенсиях, а размеры, которые зависят и от экономической ситуации, и от инфляции, и от стоимости лея и так далее, правильно? Как определяются? Раз и навсегда? У нас фиим бюджет. Им бюджет. În buget. Da, pentru că cei, normele pe care noi le schimbăm sunt normele cu caracter permanent. Acolo nu se prevăd cuantumuri specifice. Procedura este permanentă, da, dar cuantumul exact. Este da, determinat în buget. Și noi deja bugetul. Le-am votat. Vă mulțumesc, domnul deputat. Domnul autor, întrebări nu sunt. Mulțumesc. Rog raportul. Corect. Raportul. Stimați colegi, spun atenție dumneavoastră raportul asupra proiectului de lege pentru modificarea legii 489 din 1999, numărul 371, proiectul de lege. Cu vot unanim al membrilor comisiei prezenți în ședință, 8 voturi pentru, comisia a propus examinarea proiectului de lege sus menționat în ședința de plen a Parlamentului în lectura 1 și lectura 2, dar rugămintea e să votăm azi în lectura 1 și lectura 2 săptămâna viitoare, pentru ca să avem între timp și avizul Guvernului, care este, dar este pe drum și o să-l așteptăm săptămâna viitoare și să avem tot pachetul complet. Întrebare la raport, domnul Vasile Bolea. Da, mulțumesc. Spuneți, vă rog, ați patenționat referitor la avizul Guvernului care este pe drum. El e fix același aviz cum și cu amendamentul salariilor la judecătorii curții constituționale? Apreciez sarcasmul dumneavoastră, el întotdeauna este foarte fin. Dar el o să fie pe data de 22, proiectul a fost elaborat în strâns colaborare cu guvernul, poartă un caracter strict tehnic, dar este bine să fie votat până la 1 ianuarie ca toate lucrurile se întâmple așa cum trebuie. Vă mulțumesc, alte întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Stimați colegi, vă rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul 371 din 24.11.2021, lectura 1, proiect de lege pentru modificarea legii 489 din 1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 371 din 24.11.2021, lectura 1, susținut de 91 de deputați. Vă mulțumesc.
Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră, proiectul 287 din 18.10.2021. Lectura 1, proiect de lege cu privire la modificarea unor acte normative. Domnul Alaiba, vă rog. Da, mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați colegi, eu o să încerc să fac un apel la sinceritate, dacă doriți, și să acceptăm faptul că prea des acest stat își umilește cetățenii, ținându-i la cozi și la ghișeie, prea des, asta deja e bătaie de joc, când mergi pe la instituțiile statului să vezi rânduri și rânduri și rânduri de oameni care așteaptă să-și ia o hârțoagă ca să o ducă de la o instituție la alta. Prea des antreprenorii și prea ușor antreprenorii sunt impuși să lupte cu birocrația acestui stat, cu hârțoage și ștampile care n-ar trebui să existe în anul 2021 într-un stat care se vrea modern și european. Cine a încercat să creeze câteva locuri de muncă într-o companie știe că dacă ai o companie cât de cât funcțională, ai nevoie de un curier care să meargă de la o instituție a statului la alta, de la un ghișeu la altul, de la un birou la altul și asta e energie pe care antreprenorii noștri o irosesc luptând cu birocrația, în loc să creeze, în loc să inoveze, în loc să se dezvolte, în loc să investească, în loc să angajeze oameni care să producă, nu să lupte cu birocrația, cum am spus. Și prea des oamenii noștri din diaspora care vin, ei vin deodată și se așează în rând la o instituție sau alta, fie cu apartament vreo problemă, fie cu pașaport să-i extindă, fie cu un certificat de naștere, fie cu nu știu ce acolo. Nu vii acasă odată în câteva luni, odată în jumate de an, ca să stai lângă cei dragi, lângă prieteni, lângă rude, nu să stai la instituțiile statului în rânduri. Și asta trebuie să oprească, dragi colegi, și adânca noastră convingere este că acest stat trebuie să-și trateze cu mult mai mult respect cetățenii și antreprenorii și să nu-i țină în cozi, și să nu-i țină în rânduri la nu știu ce birocrat acolo ca să-i dau o fițuică. Un stat normal, un stat care își, încă o dată, își respectă cetățenii, nu face așa cu oamenii săi, oameni care le plătesc impozite și oameni care, de fapt, datorită cărora există întreaga această entitate care noi o numim statul Republica Moldova. Cum am spus, este o energie imensă pe care noi o irosim, o energie a antreprenorilor, o energie a cetățenilor acestei țări, noi o irosim, pierzându-le timpul și frustrându-i în cozi, în cozi interminabile. Astăzi propunem atenției dumneavoastră acest proiect și care este doar un început. Sunt atâtea hârțoage care mai trebuiesc eliminate, dar astăzi propunem eliminarea a 5 din cele mai solicitate din aceste așa zise extrase prin digitalizarea lor. Ceea ce se schimbă este că, și o să dau citire documentelor, eu nu cred că există cineva în sala asta care cel puțin a auzit de ele, eu personal am apelat la mai multe dintre aceste hârțoage și extrase și certificate și așa mai departe. Vorbim de certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat. Orice antreprenor știe ce e asta și orice antreprenor știe cât de inutil este această hârtie atunci când statul se vrea unul digital care interacționează cu cetățenii săi și cu antreprenorii săi în mod digital. După asta, extrasul din registrul bunurilor imobile. Eu cred că toți știm cât de greu și cât de inutil este asta atunci când tot este deja în bază de date sau ar trebui să fie. Și dacă nu este, atunci hai să vedem de ce. Informația privind stadiul de cotizare, cazierul judiciar, informația din registrul de stat și din actele de constituire ale persoanelor juridice. Aceste așa zise extrase nu ar trebui să existe. Noi le vrem
generate automat, ca și cum ai, nu știu, ai downloada un anex, un attachment din e-mailul tău, așa trebuie să existe aceste date generate la zi în secolul 21, aproape așa. Da? Asta am vrut să vă spun doar ca exemplu, doar extrasul bunurilor imobile, ca și exemplu, să vă dau și niște cifre. Cetățenii noștri în anul ăsta, până în luna septembrie, dacă nu greșesc, au scos din buzunare suma de 30 de milioane de lei pentru a achita, pentru această hârtiuță, pe care ei n-au nevoie însăși de ea, ei au nevoie să-și rezolve o cu totul altă problemă, dar sistemul îi impune să vină cu acest dosarel de hârtii ștampilate. Nu așa trebuie să funcționeze un stat, încă o dată. Deci aceste 30 de milioane de lei sunt încasate de stat din buzunarul cetățenilor, bani la care noi vrem ca statul să renunțe, ca banii să rămână în buzunarul oamenilor, să-i folosească la chestii mai utile și mai necesare. Aceste 30 de milioane de lei sunt egal cu aproape 400 de mii de extrase, doar pe bunurile imobile vorbesc, 400 de mii de extrase solicitate în anul ăsta, în anul 2021 până în luna septembrie. Asta înseamnă peste 1000 de extrase în fiecare zi, oameni care stau ore și ore în șir, asta înseamnă sute de mii de ore irosite în lanț. Timpul ăsta poate fi folosit de cetățenii noștri și banii pe care îi cheltuie, poate fi folosit mult mai util, mult mai productiv și încă o dată e timpul să identificăm cât mai multe asemenea chițibușuri care împreună se acumulează într-un munte de birocrație, să le eliminăm cât mai repede și să tratăm oamenii noștri cu mai mult respect și la față de timpul lor și față de viața lor la urmea urmei. Alte țări au asemenea lucruri în realitate deja de 20 de ani. E timp și noi să ne organizăm și să scăpăm odată de această birocrație sovietică în sfârșit. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări. Întrebări sunt. Prima întrebare, domnul Lebedinski, vă rog. Vă mulțumesc. Stimate domnule raportor, din ceea ce văd eu, dumneavoastră vreau să instituiți posibilitatea de a semna electronic inclusiv la recepționare, adică în așa caz pe platformele tuturor instituțiilor la care faceți referință, ei trebuie să aibă modelul de așa zisă procură pe care poate să fie semnată. Bine, dar cu costurile, atunci pentru servicii, ele rămân aceleași sau noi intervenim și în costuri? Cum am spus, acest serviciu pentru cetățeni, cel puțin așa cum am discutat și cu colegii de la ASP și cu colegii de la Centrul de Guvernare, acest serviciu o să fie fără plată. Deci, într-adevăr, este cost pentru semnătura electronică. Deja s-a anunțat că se reduce costul, prețul acestui instrument, se crește termenul de valabilitate, însă, la moment, acest serviciu o să fie pentru cetățeni fără plată. Cum am spus, statul o să renunțe la acest venit, pentru că el nu este unul legitim. Asta e informația care, de fapt, aparține deja cetățeanului și el, pentru ca să o ia ștampilat, trebuie să plătească încă o dată. Asta nu este corect. Următoarea întrebare, domnul Lubidinski. Da, vă mulțumesc. Adică doar pentru cei care fac cu semnătură electronic. În rest, persoanele care pleacă la ASP, pentru că majoritatea sunt de la ei, ei urmează să achite serviciile. Eu nu pot să vă spun cum o să, probabil, deci acum noi intervenim pe digitalizarea acestui proces. În cazul în care o să fie oameni care o să continue să apeleze la serviciile în realitate, noi nu intervenim în acest mecanism la moment. Dacă o să trebuiască, o să intervină pe tarife și pe costuri într-un proces paralel, deja colegii din ASP probabil, dar la moment noi dorim ca cei care pot și vor să utilizeze în mod electronic, să aibă ocazie. Și credeți-mă că chiar din experiența
de care mi-o amintesc eu din alte procese digitalizate, foarte repede oamenii înțeleg și migrează pe digital. Se învață foarte ușor, noi să nu inventez prea departe, în doar câteva luni, când s-a introdus vreo 6 ani în urmă e-licențierea, în câteva luni 100% de licență au fost online deja. Deci nu-i greu, nu-i, oamenii înțeleg foarte repede beneficiul. Atunci când, într-adevăr, un instrument e util și economisești mii de lei dintr-un singur extras. Domnule Budinski, în continuare. Mulțumesc. Săptămâna trecută eu am avut o discuție cu deputații din Rada Ucrainei și ei mi-au demonstrat platforma lor, e-document, unde fiecare cetățean are acces la, începând cu buletinul de identitate, pașaport străin, toate documentele personale. Probabil că ar trebui să luăm de la ei experiența de implementare acestei platforme și dacă facem un complex unic. Experiențe utile sunt atâtea și sunt foarte ușor replicabile, dacă vreți. Important e să dorim și să vedem care e cea mai ușor de preluat pentru noi. De acord. Vă mulțumesc în continuare, domnul Fotescu. Mulțumesc, domnul președinte. Уважаемый докладчик, скажите, пожалуйста, о какого рода экстрасах идет речь, потому что, допустим, экстрас по юридическому лицу имеет две формы. Одну простую и одну расширенную, которую имеет право требовать только учредитель. Допустим, в комплекте, как правило, то, что вы упомянули, действительно, наши граждане очень много времени и денег тратят на экстрасы из регистра недвижимости, но для сделки, как правило, одного экстраса нотариусу недостаточно. Нужна еще оценка. Это второй документ, который тоже заказывается в АСП. И теперь отсюда вопрос. Получится, что человек, обладая электронной подписью, может взять экстрас, но физически все равно пойдет в АСП для того, чтобы получить второй документ. Acest проект ține de 5 extrase, care încă o dată sunt cele mai solicitate. Eu nu spun că aici se termină lupta. Și sunt încă foarte multe hârtii care noi trebuie să le eliminăm. Revenim. Și știu că în guvern acum se pregătește și al doilea pachet de digitalizare, acolo o să fie și mai multe detalii și o să fie și mai interesant. Aici, acesta este un proiect relativ mic, totuși cu bătaie mare pentru bugetele oamenilor și pentru timpul lor. Iar despre extrasul din registrul persoanelor juridice, din nou, la moment, cu semnătura electronică nu poți obții aceleași informații pe care le obții de la ASP. Noi vrem, iată, această stare de lucru să o schimbăm, ca să fie posibil să intri în cabinet. Dacă ești fondator, obții informația pe care poți, fondator întreprinderii, să poți să o obții și digital, care să genereze imediat și așa mai departe. Deci... Domnul Futescu, în continuare, vă rog. То есть для уточнения, чтобы бизнес очень хорошо понял, если система увидит, что, допустим, я учредитель по моей электронной подписи, по моим данным, то я смогу взять расширенный экстрас. Я правильно вас понимаю? Нет. Да или нет? Правильно понимаете. Потому что, еще раз повторюсь, сама цель благородная, хорошая. Но опять-таки технически мы с вами столкнемся с тем, что человеку опять-таки для сделки по недвижимости необходимо два документа. Один из них он получит в электронном виде, второй он все равно пойдет в те очереди, о которых вы говорили, заплатит опять деньги, и ему все равно взять там сразу два документа, заказать и получить, или один. Eu să vă repet, acest proiect nu e sfârșitul бюрократии. Dar acest proiect este un pas important înainte și multe procese birocratice mai urmează a fi eliminate în cadrul altor inițiative. Poftiți, dacă iată, tot aveți această idee, puteți să înregistrați, eu cu plăcere chiar și o să o susțin, dacă e bun. Domnul Fotescu, vă rog, amendamentul cu plăcere. Я с удовольствием подам амендамент, боюсь только, что он, как всегда, не будет рассмотрен, но тем не менее подам. Adică nu ne temem, tot o să fie bine. Noi voturi avem. Domnul Reitman. Da, mersi, domnul președinte.
проект хороший, проект нужный, может быть, даже чуть-чуть запоздавший, но дьявол в деталях. Дьявол в деталях. Итак, электронная подпись – это некоторый сертификат на носителе, который принадлежит Апарцине Четатяновой. Да. Согласно последним сведениям, которые мы имеем, он будет распространяться сроком на 5 лет. Запросы, которые с помощью этой электронной подписи можно осуществить, они содержат в том числе и датели персонали. За 5 лет владелец этой электронной подписи может быть признан недееспособным, может уйти из жизни, а подпись остается. Это не предмет этого закона. Я просто хотел бы предупредить законодателя о том, что в закон об электронной подписи связь между органами АСП гражданского состояния и действительностью подписи должна быть моментальной. В противном случае мы получим множество проблем неправомерного использования электронной подписи. Ашайдон Валайба. Да, до времени, но я могу дискуссия с ieri, la comisie. Comisie, cred că este sens. Adică atunci când o persoană decedează, aș vedea cel puțin teoretic sens în aceea că semnătura se anulează. Și asta nu văd tehnic mare problemă. Domnul Reidman, microfonul, vă rog. Pentru precizare. Человек пожилой, с трудом ориентирующийся в этой всей электронике, поручил своему сыну или зятю, не дай бог, недобросовестному, заполнить за себя и ушел из жизни, как говорится. А у зятя все осталось. И сама фишка, и пароли, и прочие дела. Вот о чем идет речь. Спасибо. Кто мне ферещит, аж жинерь? Ducă-se cu noaptea, cum s-ar spune. Este o îngrijorare legitimă. Eu aș spune că merit să o discutăm, dar până la urmă, la moment, eu n-am auzit de asemenea crime cibernetice în țara noastră. Eu nu cred că ele n-au să apară, dar haideți să discutăm. Nu dăm idei, eu vă rog. Deja. Bine, și trebuie să fie o interconexiune între stare civilă, cum ați spus dumneavoastră, da, pentru că se eliberează certificatul ăla și atunci... Știți, și până la urmă totuși e mult mai ușor să falsifici o semnătură holografă decât asta electronic. Pentru că pe semnătură electronică se înregistrează și data semnării. Și data semnării. Deci dacă se demonstrează în urma unei investigații că s-a semnat electronic după ziua decesului, asta e crimă. Și aici e deja procurorii să lămurească. Eu zic să ne oprim aici la două opțiuni, am auzit deja. Victor, spune, vă rog. Mulțumesc. O precizare la precizarea domnului Reidman. Totul se ia în comparație. Deci noi dacă cumpărăm ceea ce avem noi astăzi, avem sute de instituții ale statului care solicită la fiecare pas xerocopia buletinului. Deci nu poate fi vorba despre date cu caracter personal. Și iarăși, spre deosebire de suportul de hârtie, în sistemul digital întotdeauna rămân urme. În cazul situației care ați descris-o dumneavoastră, dacă semnătura electronică este folosită după decesul persoanei, asta se înregistrează în sistem și respectiv pot fi anulate toate procedurile care au fost făcute ulterior. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule autor. Întrebări nu mai sunt. Raportul comisiei, vă rog. Raportul comisiei. Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova și informează despre următoarele. Proiectul de lege este propus în scopul facilitării procedurilor de interacțiune la distanță între beneficiarii și prestatorii de servicii publice prin tranzitarea serviciilor publice acordate pe suport de hârtie la serviciile publice acordate prin mijloacele electronice. Astfel, proiectul de lege propune revizionarea
revizuire reglementărilor aferente extraselor din diverse registre de stat în vederea emiterii acestor extrase în format electronic și care vor fi semnate electronic, după caz de posesorii registrelor de stat sau de posesorul portalului guvernamental al cetățeanului sau de către organul înregistrării de stat în cazul portalului guvernamental al antreprenorilor. Deci, potrivit notei informative, implementarea prevederilor propuse prin proiect nu vor necesita alocări de mijloace bugetare suplimentare. Este de menționat că proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative a fost supus consultărilor publice și este avizat pozitiv de comisiile permanente, Direcția Generală Juridică, Secretariatului Parlamentului și de Guvernul Republicii Moldova. Urmarea examinării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu vot majoritar, a decis susținerea proiectului de lege numărul 287 din 18 octombrie 2021 și îl propune spre aprobare în lectura întâi. Mulțumesc. Întrebări, domnul Ridvan? Совершенно правильно, что не требует дополнительных бюджетных расходов. Но судя по тому, что вы сказали, что это услуга будет оказана бесплатно, значит, она исключает определенные доходы этих государственных предприятий. Поэтому бюджетные вещи там должны быть сбалансированы как-то. De acord, dar aceste venituri sunt ratate, sau ASP-ul renunță la aceste venituri, nu bugetul de stat ca tare. Asta unul la mână și doi la mână, hai să-i spunem, asta nu costuri, asta sunt investiții, pentru că dacă este să comparăm cât economisim cetățenilor, și doar pe un extras, eu spun, de 30 de milioane în 9 luni, atunci eu cred că chiar merită acest disconfort, să spunem așa. Pentru că ajustarea sistemului costă bănuți, comparativ cu... Domnul Ridman, în continuare, vă rog. Da, o precizare. Не об этом вопрос. Ведь кто-то в этом органе государственном будет сидеть и оформлять это. Ему нужно определенное оборудование, которое нужно либо купить, либо оно уже есть, допустим, да, усовершенствовать. Но кто-то будет сидеть и получать зарплату. За что? За то, что он отвечает. Евдент. На запрос, да. Правильно? Да, и шакума сенту аминешки. Да, сегодня это за плату делается. Завтра это будет делаться бесплатно. Поэтому я говорю, да, расходов бюджетных не увеличивается, а доходы выпадают. Надо сбалансировать это дело. У нас тут даже, знаете, есть кумва сарчина институции, для экземпла АСПУ, сэши реорганизези активитата. O să identifice alte surse de venit, cu siguranță. Vă mulțumesc. Alte întrebări la raport nu sunt. Vă rog să luați loc. Stimați colegi, ne pregătim pentru procedura de vot. Cu permisiunea noastră, supun votului proiectul 287 din 18-10-2021, lectura 1. Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 287 din 18-10-2021, lectura 1, susținut de 91 de deputați. Felicitări! Sper să repetăm acest vot în lectura a doua. Următorul proiect propus atenției noastre, proiectul 379 din 01-12-2021, lectura 1,
proiectul de lege pentru modificarea regulamentului Parlamentului. Doamna Stamate, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi deputați, în temeiul articolului 73 din Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlul de inițiativă legislativă proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin legea numărul 797 din 1996. Proiectul de lege este elaborat în vederea eficientizării procesului de asigurare a gestiunii resurselor umane și de implementare a politicilor de personal, precum și a asigurării gestiunilor resurselor bugetare a activității financiare economice a Parlamentului. În acest context, menționăm că prevederile articolului 14 și articolului 150 din Regulamentul Parlamentului disting competențe și responsabilități ale mai multor subiecți implicați în procesul bugetar al Parlamentului, precum președintele Parlamentului, Biroul Permanent al Parlamentului și Secretarul General al Parlamentului. Astfel, articolul 14, alineată 1, litera J din regulament, stabilește că președintele Parlamentului dispune de mijloace bugetare ale Parlamentului și le administrează cu informarea lunară a Biroului Permanent, iar alineatul 5 din articolul 150 prevede expres că secretarul general al Parlamentului este responsabil de organizarea procesului bugetar al Parlamentului. Din practica anterioară a mai multor legislaturi, în exercitarea atribuțiilor stabilite secretarului general al Parlamentului de către președintele Parlamentului, secretarul general are calitatea de executor de buget, deținută prin delegare, prin dispoziția președintelui Parlamentului, deci respectiv prin prezentul proiect se propune ca această atribuție să-i revină în mod direct și nemijlocit secretarului general și la fel atribuția de gestionare a resurselor umane în sensul angajării și eliberării a funcționarilor publici ai secretariatului Parlamentului. Respectiv, se propune următorul proiect, următorul text, la articolul 14, alineatul 1, litera J, se exclude, la litera K, cuvintele funcționarii publici din secretariatul Parlamentului și se exclude. Și la articolul 140 se completează cu articolul alineatul 141, scuzați, alineatul 4 prim cu următorul cuprins. Secretarul general al Parlamentului are calitatea de executor de buget al Parlamentului, este responsabil de activitatea financiară economică a acestuia cu informarea semestrială și la necesitate a biroului permanent. Dacă sunt întrebări? Vă mulțumesc. Întrebări nu sunt. Este. Domnul Reidman, vă rog, da. Este. В первую очередь, извините, весь секретариат парламента призван для организации работы законодателей, правильно? И должен удовлетворять требованиям законодателей, а не как генерального секретаря парламента. Понравилось, не понравилось, так покрасилось или так оделось. Это неправильно. Это неправильно. Его представления могут быть обоснованные руководству парламента для принятия решений. Это раз. Второе. Распоряжение бюджетом. Все-таки руководитель парламента есть лицо, согласно закону, ответственное за исполнение бюджета парламента. И снимать с себя ответственность и передавать ее генеральному секретарю, чтобы за него прятаться, я считаю, ну, мы считаем, неправильным. Каждый должен нести свой чемодан. Спасибо. Vreau să vă amintesc că recent au fost operate și modificări la statutul secretarului general al Parlamentului, acesta trecând din funcția de, deci din statutul de funcționar public de nivel superior în funcție cu demnitate publică, respectiv aceasta îi conferă o încredere sporită din partea președintelui Parlamentului, care îl numește. Astfel, raporturile între secretarul general al Parlamentului și președintele Parlamentului un pic s-a schimbat, iar dacă ne uităm în practica anterioară, atunci când președintele Parlamentului delega prin împuternicire secretarului general exercitarea acestor atribuții, în principiu nu se schimbă nimic, doar că aceste atribuții de acum înainte vor fi reglementate în mod, deci, expres în regulamentul Parlamentului. Domnul Reidman, în continuare. Numai o precizare. Руководство парламента может доверять кому угодно, может подписывать представленные документы, не глядя и не читая, но подписывать и нести ответственность за них согласно закону.
Domnul Fotescu, următoarea întrebare. Mulțumesc, domnul președinte. Уважаемая госпожа Стамате, по поводу распоряжения бюджетом, вам не кажется, что все-таки следует ограничить какой-либо суммой генерального секретаря? Потому что я понимаю, когда речь идет о каких-то мелких текущих расходах, на которые у председателя парламента нет ни времени, ни сил, ни так далее, это один расклад. Но когда речь идет, допустим, о каких-то крупных покупках, таких как автомобили для парламента, там, я не знаю, капитальный ремонт, да мало ли что, в любом случае, мне кажется, есть смысл ограничить какой-либо суммой, которой будет иметь право распоряжаться секретарь. Ваше мнение какое? Deci, din înțelegerea mea, aceste cheltuieli sunt aprobate la biroul permanent. Deci, bugetul Parlamentului se aprobă, se prezintă și se aprobă la ședința biroului permanent. Respectiv, secretarul general nu are o discreție atât de mare. El reiese din bugetul Parlamentului aprobat la ședința biroului permanent. Și, respectiv, chiar și conform proiectului prezentat, acesta prezintă biroului permanent raport cu privire la activitatea financiară economică. Deci, tot către biroul permanent. Domnul Fotescu, în continuare, vă rog. Raport este уже post-factum. Это после того, как? Dar bugetul se aprobă înainte. Deci bugetul se aprobă, bugetul Parlamentului se aprobă la biroul permanent. Deci secretarul general nu iese din cadrul bugetar aprobat de biroul permanent. Da, но мы с вами понимаем, что бюджет не может быть детализирован до шариковой ручки. Бюджет содержит определенные статьи расходов на определенные категории расходов, правильно? А внутри этих категорий могут быть совершенно разные расходы. Могут быть нужные, могут быть ненужные. И вот здесь может ложиться все вроде бы в план, который был утвержден на бюро, но тем не менее своим решением будут приняты какие-то неправильные расходы. Eu nu cred că este cazul să ne facem griji în această privință. Mai avem și legea cu privire la achiziții publice, care implică anumite reguli ce țin de transparență atunci când se lansează o achiziție publică, dacă vorbim. Deci sunt anumite marje maxime pentru desfășurarea achizițiilor de valoare mică, de exemplu. Tot ce este peste pragul achiziții de valoare mică trebuie să fie publicate, etc. Deci, și mai mult decât atât, evident că aceste cheltuieli nu vor fi făcute decât în coordonare cu președintele Parlamentului și biroul permanent al Parlamentului. Eu cred că asta este un pic, deci ca să vă dați seama că secretarul general va face asta din inițiativă absolut proprie. Domnul Bolea Vasile, în continuare, vă rog. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Prima întrebare, o întrebare de concretizare. Spuneți, vă rog, dar de cine este numit secretarul general al Parlamentului? De președintele Parlamentului. Dacă este numit de președintele Parlamentului și nu de Parlament, de ce să-i dăm asemenea atribuției secretarului general? Poate trebuie să revedem în general paradigma denumirea secretarului general. Dacă să-l numim noi Parlamentul și atunci întregul Parlament se încredințeze, da, pe aceste atribuții. Dar pe președintele Parlamentului cine îl alege în această funcție? Pe președintele Parlamentului cine îl alege în această funcție? Domnul Bolea, vă rog. Președintele Parlamentului îl alege întregul Parlament. Exact. Dar secretarul general este numit de către președintele Parlamentului. Haideți, dacă întregul buget și toate atribuții legate de gestionarea resurselor, inclusiv umane, dacă îi încredințăm secretarul general, haideți atunci și secretarul general să fie numit de către Parlament, nu de președintele Parlamentului, în sensul da. Din momentul în care Parlamentul i-a acordat vot de încredere președintelui Parlamentului pentru a ocupa această funcție, eu văd o legătură directă între votul de încredere acordat președintelui Parlamentului și respectiv numirea în funcție a secretarului general de către președintele Parlamentului. Domnul Bolea, în continuare, vă rog. Este logic în ceea ce dumneavoastră ați spus. Odată ce Parlamentul numie sau alege președintele Parlamentului, să fie președintele Parlamentului responsabil, inclusiv de gestionarea resurselor financiare ale Parlamentului, nu secretarul general, care este o persoană în care are încrederea președintele Parlamentului, dar întrebarea e următoare, dar Parlamentul are încredere în secretarul general care nu l-a numit?
Stimați colegi, un amendament tare simplu, dar eu văd că noi dezvoltăm teoria chibritului aici. Este buget, sunt limitele bugetului, este procedura de achiziții. Eu semnez ordinii de concedii, de o zi de concedii, de o zi de revenire, pe urmă iar plecare. Adică, haideți vă rog, eu pot lui domnul Riedman să-i cedez o parte, dar să împărțim. Domnul președinte să iei concediile, dumneavoastră revenirea din concedii. Și lucrăm în trei. Deci eu zic să... Haideți vă rog să nu dezvoltăm... Domn Voronea, vă rog. Pe că ca să o dezvoltăm, eu nu înțeleg de ce vă trebuie o chestie asta. Eu 8 ani și jumătate am fost președintele Republicii și să-mi dăm toate documentele, inclusiv și dedejdeie vse. Am văzut. Totul. Și niște avize am văzut. Da, da, totul. O etici. Și nu că am secretar general sau alt secretar. Descentralizăm, noi suntem așa cu descentralizare. Nu, da. Ia că și aici o propus să-l aibă, decentralizăm. Dar și aici propuneți dumneavoastră, eu nu știu de ce vă ascundeți după deget. Să fiți serioși. Ales așa se termină cu chestii de astea. Nu mai am de citit raportul, domn președinte. Doamna Tauber, deși mie îmi place propunerea domnului președinte, doamna Tauber, în continuare, vă rog. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte. Doamna Stamate, așa, o întrebare. Fără dubii, desigur că la ceea ce o să fac sau o să decidă domnul președinte al Parlamentului, mai mult poate cu anumite dubii față de secretar general, dacă va fi încălcat ceva și având toate procedurile legate de achiziții și așa mai departe, noi suntem zilnic martorii că sunt mai multe încălcări în acest domeniu. Cine va fi responsabil și financiar și juridic? După cine, dacă ceva o să vină procuror general? Cel care va lua decizia. Dar cine va lua decizia? În funcție de decizia care este luată. Eu am să citesc cererea, atenție, așa că tot o să iei bine. Eu am să citesc pe toate. A priori, cine ia decizia? Pe a dumneavoastră sau pe a cui? Sau pe a mea? Deocamdată le citesc eu chiar și pe a mea. Nu vă spărați. Doamna Tauber, vă rog în continuare. Se poate să dați totuși răspunsul. Cine va răspunde concret? Deci eu nu am domnul președinte față, sau secretar general? Eu nu am în față o decizie care este pretins ilegală ca să vă pot spune cine va răspunde concret pentru acea decizie. Dacă vă referiți la o decizie în ceea ce ține de gestionarea finanțelor Parlamentului care eventual încalcă legislația sau pretins care încalcă legislația, atunci va fi acel atribuțiile căruia astăzi se propun a fi modificat, respectiv secretarul general al Parlamentului, dacă ține de competența dumnealui conform propunerilor pe care le înaintăm. O precizare, doamna Tauber, vă rog. Dumneavoastră, în calitate de președinte al Comisiei Juridice și că a fost ministru al Justiției, cum credeți, este posibil ca cineva să răspundă în loc de conducătorul instituției? Absolut. Ministerul Justiției are așa o funcție, se cheamă secretarul general al ministerului. Funcția aceasta exact răspunde de gestionarea finanțelor în Ministerul Justiției, gestionarea resurselor umane în Ministerul Justiției. Din păcate, eu n-am fost așa de norocoasă, am un secretar general atunci când eram la Ministerul Justiției și trebuia să fac toate aceste atribuții, să le îndeplinesc singură. Dar, într-adevăr, în preajma anului nou... Și are secretar general. Nabludai, asta după ce am citit eu nouă cerere, așa gânduri vă bântuie. Așa, bine, mersi mult, întrebări nu sunt, raportul comisiei, vă rog. Stimați colegi, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege pentru modificarea regulamentului Parlamentului adoptat prin legea numărul 797, inițiativă legislativă a unui deputat, și vă comunică următoarele.
Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea eficientizării procesului de asigurare a gestiunii resurselor umane și de implementare a politicilor de personal, precum și a asigurării gestiunilor resurselor bugetare, a activității financiare economice a Parlamentului. Se propune modificarea articolului 14 și 141 din regulamentul Parlamentului. La proiectul de lege a fost prezentat avizul Direcției Generale Juridice și raportul de expertiză anticorupție. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Juridică Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, propune proiectul de lege cu numărul 379 din 1 decembrie 2021 spre aprobare în lectura 1 și, în cazul lipsei amendamentelor din partea deputaților, spre adoptare în lectura 2 în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Vă mulțumesc! Iată, înainte de a întrebări sunt? Întrebări nu sunt. Foarte bine. Iată, un subiect care ne vizează în special pe deputații care motivat prezint o cerere că lipsesc de la o ședință sau comisia respectivă. Eu uneori sunt nevoit să le semnez cu întârziere. Și atunci, când încep a face calculele la sfârșitul lunii contabilitatea, să primesc momente neplăcute. De ce nu le-ar semna doamna secretar general, astfel ca să nu pe urmă să ne pară rău că cineva a fost... Nu, eu spun cum este. Dar cine pune la îndoială lipsa dumneavoastră motivată? Domnul Reidman, a pus cineva vreodată? Ei, nu-i drept. E drept. Niciodată nu a fost pus la îndoială. Legea prevede. Că sunteți misiunea de la fracțiune o îndepliniți. Eu când văd scris așa, îndeplinesc misiunea fracțiunii. Gata, pentru mine nimic nu poate fi mai important. Deci eu deodată și semnez. Stimați colegi, supun votului în prima lectură proiectul 379 din 01-12-2021, proiect de lege pentru modificarea regulamentului Parlamentului adoptat prin legea 797 din 1996. Lectura 1. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 379 din 01-12-2021, lectura 1, votat de 62 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției noastre, proiectul 230 din 08-09-2021, lectura 1, proiectul de lege pentru modificarea legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, numărul 200 din 2010. Domnul Alaibă, vă rog. Da, stimați colegi, este un proiect foarte simplu și care noi de mult încercăm să-l promovăm. El rezumă din fapt că încrederea noastră e că noi trebuie să fim deschiși față de tot felul de investiții, inclusiv investiții mici. Ori, la moment, în țara noastră, noi nu avem o ofertă pentru micii investitori. Ei există din țările din regiune care ar putea avea un interes în a crea o mică afacere aici, un început de afacere, însă la moment barierele impuse pentru obținerea unui permis de ședere pentru investitori sunt totuși semnificative. La moment, ca să creezi și iarăși, cine a încercat să creeze, să administreze un business onest, știe că să menții 4 locuri de muncă, s-ar putea să fie un efort. Noi trebuie să fim deschiși pentru orice fel de investiții, inclusiv pentru cei mici, pentru că dintr-o parte asta e povară, situația de la moment, și din altă parte asta e sursă de corupție. Pentru că cei care vor să cumva să ocolească acest sistem, pot să modeleze informația prezentată astfel încât să arate aceste 4 locuri de muncă, chiar dacă și ele sunt cumva discutabile cât de sustenabile sunt. Iar cei care vor să meargă onest și fără ca să recurgă la
asemenea manipulări, ei sunt descurajați și ei sunt inclusiv au această incertitudine dacă o să primească sau nu. Sunt istorii reale, eu pot să vă povestesc minimum 4 istorii, cazuri reale de antreprenori care nu sunt cetățeni, dar au văzut aici sensul în a crea un business în turism, un, iată chiar și o berărie, care are omul 3 angajați și nu are nevoie de 4-le. Și acum el se gândește, merită eu să îmi extind investiții atunci când este această mare incertitudine, dacă o să primesc acest permis de ședere, o să mi-l extindă, fără ca eu să trebuiască să arăt contabila care e pe 2 ori pe săptămână ca și loc de muncă, pentru că omul nu vrea. Iată asemenea istorie, asemenea situații, m-au dus ca să propun această idee, să o analizăm, ca să comparăm. Iarăși, noi vorbim de totuși țara noastră, să o recunoaștem, concurează și pierde această concurență cu alte țări din regiune pentru aceleași investiții, aceiași nomazi, care se numesc acum și așa mai departe. Sunt 2 exemple bunicele din zonă, eu vorbesc de Georgia și eu vorbesc de Macedonia, care au un climat de afaceri mai atractiv decât al țării noastre. În ambele țări, atât în Georgia cât și în Macedonia, condiția pentru ca un investitor să obțină permisul de ședere, nu cetățenie, e important să subliniez, este nu există număr de locuri de muncă, 0. Noi spunem bine, noi coborâm de la 4 la 1. Dar pentru că vrem totuși să avem, știți, o certitudine că această persoană vine să creeze locuri de muncă aici, vine să înceapă o creștere și să-i dea Domnul sănătate, să-și dezvolte afacerea aici în țara noastră, să plătească impozite la stat, să angajeze oameni și așa mai departe. Dar nu vrem ca situația lui să fie, sau a ei, să fie sursă de corupție, să fie sursă de aceste scheme de prin instituțiile statului, pe care orice investitor străin, fie el mare sau mic, dacă nu este cetățean, poate să vă relateze că odată în an sau odată în câțiva ani, dacă este de mai mult timp, trebuie totuși să meargă la biroul migrației și azil și să solicite prelungirea permisului de ședere. Noi vrem aceste condiții să fie mult mai simple și în acest motiv propunem această inițiativă legislativă să o susținem. O întrebare, domnul Bolea. Da, vă mulțumesc. Domnul Abbas, spuneți, vă rog, odată ce persoana străină va dori să exercite anumite activități în baza de patentă de întreprinzător, el va fi eligibil în baza acestei propuneri pe care dumneavoastră veniți astăzi? Domnule, noi nu intervenim în alte mecanisme care există la moment. Noi pur și simplu coborâm de la 4 locuri de muncă la 1 și gata. Și de la 60 de salarii medii pe economie, cantitatea investiției, la 30. Dar nu modificăm cadrul normativ în alte prevederi. Acum, e posibil asta? Intuiesc că nu. Înseamnă că nu. Domn Bolea, în continuare, vă rog. Un cetățean străin care vine pe teritoriul Republicii Moldova, care trebuie să-și desfășoare o anumită activitate, da, din ceva să trăiască, se duce, de exemplu, aici Zmar, nu știu, face reparații prin apartamente, da? Poate acest lucru să-l facă în baza unei patente de întreprinzător, cu condiția că volumul afacerilor nu este mai mare de, dacă nu greșesc, în lege scris de 300 sau 350 mii. Vreți să spuneți că el în baza acestei activități primește permis de ședere? Eu vreau să spun că e posibil în baza acest lucru, da, persoana să solicite o patentă de întreprinzător și atunci va fi eligibil să ceară inclusiv permisul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, din punctul ăsta de vedere, spuneți, vă rog, ați examinat această oportunitate? Prima. A doua.
Care este expertiza anticorupției și ce spune CNA-ul referitor la acest proiect de lege, dacă ea există? Și a treia, ce beneficiu va aduce Republicii Moldova, da, acest proiect de lege, dacă noi vorbim despre atragerea investitorilor, unde dumneavoastră spuneți că crearea unui loc de muncă, asta sam de la sebea. Omul poate să deschidă o întreprindere individuală, omul poate în general solicite o patentă de întreprinzător, ușor. Și atunci autoritățile noastre, oricine va dori acest lucru, îl va face, iar autoritățile noastre vor fi impuse în baza legii pe care dumneavoastră o propuneți, să elibereze cetățeanului străin acest permis de ședere. Spuneți, vă rog, am dat două întrebări referitor la această inițiativă. Dacă puteți să ne răspundeți la aceste întrebări, mulțumesc. Deci, eu nu știu de asemenea cazuri acum și eu nu văd cum acest proiect de lege, prin modificarea de la 4 locuri de muncă la 1, o să creeze spațiu pentru asemenea cazuri. Și despre expertiza anticorupție și avizele guvernului, pentru a doua lectură o să ținem cont de toate opiniile de acolo. Încă o dată repet, una din motivațiile acestui proiect este ca să creeze mai puțină corupție, să reducă corupția, nu să o crească, pentru că să o recunoaștem. Dacă nu știți, discutați cu investitorii străini și vedeți cât de frecvente sunt cazuri în care totuși corupție în acest stat mai există, în acest proces. Simplificând barierele, elimini și descurajezi corupția și nu invers. Când crești procedurile astea și birocrația, asta încurajează corupția. Cât mai simple regulile și cât mai ușor de conformat, cât mai puține motive are antreprenorul sau cetățeanul să recurgă la corupție. Și cei care creează birocrație, motivația este poate și asta, ca să mai creeze o schemă de corupție la vreo instituție. Domnul Bolea, în continuare. Adică, dumneavoastră nu aveți avizul guvernului, nu aveți expertiza anticorupției. Este avizul guvernului, vă zic. Expertiza anticorupției nu aveți și sub paravanul, pretextul, dacă o să vină cetățeni străini care o să vină în Republica Moldova și o să se considere, da, sau o să arate precum că ei vin în Republica Moldova să facă afaceri, vor deschide o întreprindere individuală, dar eu vreau să vă aduc aminte ce înseamnă întreprindere individuală. Eu știu ce este întreprindere individuală, nu mai mult ca atât. Deci toate rudele, da, apropiației acestei persoane, de asemenea, se vor considera de fapt antreprenori, nu vor genera nimic pentru economia națională, iar noi o să trebuiască să le acordăm statut de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Un caz din asta aveți acum? Pentru că noi nu intervenim structural pe lege, noi pur și simplu coborâm această barieră. Noi nu intervenim pe alte, nu știu, planuri și așa mai departe. Haideți să vedem, să le evaluăm. Eu la moment v-am comparat că în alte țări barierele astea sunt mult mai mici decât noi propunem în redacția actuală. Și slavă Domnului, parcă nu se invadați de ilegal și așa mai departe. Noi vorbim de, totuși, haideți să comparăm cu regiunea. Noi dacă vrem să atragem investitori, inclusiv din cei mici, trebuie să avem o ofertă. Într-atât de simplu. Sunt oameni care stau în Iași, ca să nu-și piardă din aceste 30 de zile pe an și între timp luptă cu birocrația pe loc, francezi și așa mai departe, ca să nu trebuiască să-și irosească aceste 90 de zile pe an până când obțin toate documentația și așa mai departe. Și astea sunt locuri de muncă care sunt create pe loc, care ne plătesc impozite, inclusiv în salariul dumneavoastră și al meu. Mulțumesc. În continuare, domnul Fotescu, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Господин Алайба, насколько я помню, вы в прошлом созыве выдвигали этот законопроект, и тогда агентство по миграции просило вас, чтобы все-таки мест, которые должен будет инвестор создать, было хотя бы два. Первый вопрос мой. Скажите, агентство миграции на сегодняшний день
как откликнулась на этот законопроект? Acest proiect a fost într-adevăr înregistrat și în legislatura precedentă și într-adevăr eram gata să accept cel puțin reducerea la două, dar acum e altă legislatură, e alt fel de deschidere a statului pentru investitori, e alt fel de viziuni la urmea urmei din partea guvernului și a majorității parlamentare, de aceea noi considerăm că totuși un loc de muncă este adecvat. Și asta nici măcar nu e cine știe ce reformator și așa mai departe, dacă este să vă reamintesc despre Georgia și Macedonia, unii sunt zero locuri de muncă Alaiba, pentru exact același permis de ședere. Я спросил, вы в этот раз получили консультацию агентства миграции? Есть визу гувернулой. Миграции, которые непосредственно занимаются выдачей свидетельств вида на жительство. Сейчас я explic. Avizul guvernului înseamnă că toate instituțiile se uită la ideile noastre, își remit opinia de profil către entitate, către Ministerul de Bază, în cazul dat a fost Ministerul Economiei. Deci Ministerul Economiei a recepționat avizul de la Ministerul de Interne, inclusiv BMA, după care a consolidat opinia guvernului. Asta s-a întâmplat în ultimele două luni, dacă nu greșesc, și miercurea trecută, ieri, a fost această opinie, avizul guvernului pe care noi îl numim, votat de guvern. Și iată, aici noi avem avizul guvernului. Domnul Fotescu, în continuare, vă rog. То есть, ответа от конкретно миграции, как в прошлом созыве, у вас нет. Второй вопрос. El este, dacă vreți, vă-l arăt. Eu am văzut avizul guvernului și o să-l luăm în considerație la fiecare opinie, o să fie tratat cu seriozitate. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас получается одно рабочее место, то есть иностранный гражданин приезжает сюда, создает, пускай даже СРЛ-ку, даже не индивидуальное предприятие, сам становится в одном лице учредителем, бухгалтером, работником, кем хотите. Теперь этап номер два, который коснется именно агентства по миграции. По линии воссоединения с семьей этот иностранный гражданин будет иметь право привести сюда свою многочисленную родню, которую он не будет обязан трудоустроить. Отсюда вопрос. Это вполне легальный заход большого количества мигрантов. Дом Фотеск, я вас интервью, ну вас спорать. Но я им дискутат осташен комиссии. Экспликации им, дече, я то чест сценарию апокалиптик, ну и посибил аз. Объясню. Дар, потому что требует скриезе фиктив патру, локур де мунка, он лок де уну. Не только. Симпло, потому что не только. Рел интенционат, а стай фарти симпло. Не только. Сумма, которую вы предлагаете уменьшить в два раза, сумма инвестиций, да, будет составлять, должна на сегодняшний день составлять 540 тысяч леев, вы ее предлагаете уполовинить до 270. Дмитрий Акузац, де факт, к ной врем с приначес проект, с дискидим порцели ла мигрант илегал. Аста înțeleg. Că acest proiect este rău intenționat și că nu știu ce vrem să facem acolo. Nu-i drept. Sirieni. Mulțumesc, domnul Fotescu. Următoarea întrebare? Спасибо, господин председатель. Я задал уже два вопроса, к сожалению, ответа не получил. Я никого не обвиняю, господин Алайба. Я считаю, я считаю, что инвестиции должны быть все-таки инвестициями, и уменьшать их сумму я не вижу никакой необходимости. Более того, я считаю, что это может создать тот прецедент, о котором я сказал выше. În continuare, domnul Рейдман, vă rog. Da, спасибо, господин председатель. Domnul Лайба, есть ли какие-то ограничения на предоставление вида на жительство людям, которые оказались на территории Республики Молдова, запросили убежище на территории Республики Молдова, и им было в этом отказано? Есть какая-то связь между этим? Потому что как только
Nu. Нету. А должна быть. Eu nu am nu văd nicio legătură direct. Noi vorbim de cu totul altă procedură pentru permis de ședere pentru investitori. Понятно. Но должна быть, потому что это выход из того положения, когда им отказано в убежище. По каким-то причинам, не знаю, там миграция знает, по каким причинам может быть отказано. И он берет эти 10 тысяч, там, или сколько, 15 тысяч евро, покупает себе квартиру. Это тоже инвестиция. Мы должны определиться, что есть инвестиция. Инвестиция... Дефиниция ну с кем бы. Терминологически мы будем в этом деле путаться. Мы должны определить типы инвестиций, то есть это в предприятии. Если вы знаете, что для организации у нас предприятия СРЛ или еще какого-то достаточно скромные суммы в уставном капитале, да, а он организует, значит, он уже предприниматель здесь и прочее. И ограничение на то, что человек не может сюда приехать, запросить убежище, получить отказ, например, да, и тут же выйти из положения таким вот образом. Я понимаю стимулирование прихода инвестиций через эту возможность, но вот эти ограничения должны быть поставлены. В противном случае мы получим вал пустых, спящих предприятий. Спящих. За 10-15 тысяч долларов человек будет себе спокойно здесь находиться и неизвестно, что делать. Haideți să o vedem și pe asta, să vină investitori și să facă SRL-uri false și să, numai ca să stăie aici în țara noastră. Eu vreau să o văd și pe asta și după asta... Să vă audă Dumnezeu, da. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Băluțel. Mersi, domnul președinte. E doar o remarcă. Mi-e greu să înțeleg cine ar vrea să dea 15.000 dolari ca să... vină, scrieți o întreprindere falsă, trăiască în Republica Moldova, dar mai mult de atât, mi se pare că discuția noastră de aici arată o problemă despre cum noi percepem investițiile. Deci noi vedem că investiția asta numai decât e un concern mare care deschide o fabrică mare și, deci, și noi scăpăm din vizor mulți antreprenori, foarte mulți tineri antreprenori care vor să vină, să deschidă afaceri mici, care se bazează pe subcontractare, pe outsourcing, care în foarte multe cazuri aduc bani în Republica Moldova sau prestează servicii plătesc în afara impozite. Țării. Plătesc impozite în Republica Moldova și susțin o întreagă infrastructură de alte subafaceri mici pe care ei le contractează. Și stimularea unor asemenea chestii este extrem de importantă economic. Uitați-vă la țările care au modificat legislația și au favorizat nomadismul economic. Să aduc tineri care lucrează de la calculatorul lor, au afacerile lor de o persoană, unii îl prestează un serviciu și cât de mult plus valoare economică aduc asemenea tipuri de afaceri într-o lume modernă și interconectată. Așa că haideți să ținem asta și să sperăm că avem în sfârșit o abordare mai deschisă față de afaceri diferite decât cum noi tradițional ne-am deprins să vedem afaceri. Mersi. Mersi. Eu sunt foarte de acord, vă zic, sunt oameni și iarăși caz concret, pot să-i spun prieteni de mei, cetățeni SUA, au lucrat toată viața și au văzut aici oportunitate să deschid o berărie. Și în afară de ei doi, mai lucrează trei oameni. Și acum, de ce ei au investit o sumă semnificativă, plătesc toate impozitele, creează locuri de muncă, vor să se extindă, ei trebuie să aibă acest drept și această libertate. Și să vină cât mai mulți inovatori și oameni care mai văd aici sens să vii să faci afaceri. Vă mulțumesc, alte întrebări nu sunt. Raportul comisiei, domnul Carp, vă rog. Am să constați fără grijă, dacă trebuie vă împrumut și dumneavoastră unul important în căpieță. Da. Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică prezintă proiectul de lege, raportul proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 200 din 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, numărul 230 din 08-09-2021, lectura 1. Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a examinat proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 200
din 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova și comunică următoarele. Potrivit autorilor, proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova și atragerea investițiilor străine direct în țara noastră, în vederea creierii locurilor de muncă și generării veniturilor impozabile la buget. În acest sens, inițiativa propune modificarea legii numărul 200 din 2010, privind regimul străinilor în Republica Moldova, în sensul reducerii unor indicatori prin prisma cărora se examinează acordarea dreptului de ședere provizorie străinilor care au efectuat investiții în conformitate cu prevederile legii numărul 81 din 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător și sunt asociați sau acționare a unor personaje juridice din Republica Moldova. Astfel, autorii propun reducerea numărului minim de locuri de muncă create de un investitor străin de la 4 la 1, iar investiția minimă să se stabilească de 30 de salarii medii lunare pe economie în raport cu 60 de salarii prevăzute actualmente în legislație, ceea ce va contribui la eliminarea mai multor bariere din calea antreprenorilor, inclusiv a investitorilor străini și a micilor investitori. Potrivit prevederilor articolul 56, alineatul 5 de regulamentul Parlamentului și luând în considerare că pe agenda legislativului se află un proces de examinare proiectul de lege numărul 224 din 2021, care la fel vizează modificarea legii numărul 200 din 2010, privind regimul străinilor în Republica Moldova, se propune comasarea acestora și examinarea în lectura a doua într-un singur proiect, proiectul numărul 224 din 2021 fiind de bază. Atunci când va fi prezentat, deci noi vom vota și comasarea acestor două proiecte. Comisiile permanente care au avizat inițiativa au informat despre susținerea conceptuală a acestuia, iar alte propuneri de amendare a inițiativii nu au parvenit. La redactarea proiectului se va ține cont de rigorile redacționale prezentate în avizul Direcției Generale Juridice. Având în vedere cele relatate mai sus, membrii Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a propus cu votul majorității membrilor săi examinarea și aprobarea proiectului de lege numărul 230 din 2021 în prima lectură. Vă mulțumesc. Întrebări, stimați colegi? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Stimați colegi, vă rog să reveniți la locurile dumneavoastră. Ne pregătim pentru procedura de vot. În condițiile raportului, supun votului proiectul 230 din 0809-2021, lectura 1, proiectul de lege pentru modificarea legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, numărul 200 din 2010. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 230 din 0809-2021, lectura 1, susținut de 77 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect, propus atenției dumneavoastră, e sub numărul 290 din 18-10-2021, proiectul de lege pentru modificarea codului funciar, numărul 828 din 1991. Domnul Bolea Vladimir, vă rog. Mulțumesc, colegi. Vă prezint atenție dumneavoastră proiectul de lege cu numărul 290, care vine să aduc modificări la codul funciar 828 din 1991, și anume la articolul 36 și articolul 83. Redacția propusă este în felul următor. Alineatul 2 se va completa la articolul 36 cu litera D, cu următorul text. Terenurile ocupate de sisteme fotovoltaice solare
Și articolul 83 se va completa cu liniatul 2 după textul drumuri, linii de telecomunicații și transport electric, conducte, se introduce textul pentru construcția instalațiilor eoliene. Mulțumesc, colegi! Deșitatea introducerea acestor modificări la codul funciar a apărut ca urmare a constrângerilor apărute și de faptul că practic este imposibil astăzi de a identifica terenul care să întrunească toate condițiile necesare de implementare a proiectelor de construcție a sistemelor fotovoltaice solare, conform cadrului legal și normativelor tehnice în vigoare, precum obținerea vizului pozitiv de evaluare a impactului asupra mediului de la Agenția de Mediu, obținerea vizului pozitiv de la Agenția Națională Arheologică, obținerea vizului pozitiv de la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, obținerea vizului de racordare de la operatorul cu posibilități de a fi racordat la rețea, acces la rețea pe care se prevede construcția centralei. Terenul trebuie să fie favorabil pentru implementarea proiectului, cu risc minim de inundații, cu risc minim de alunecări teren, care nu se califică ca mlăștinos, etc. Argumentele, în continuare, îți vă aduc argumentele în susținerea acestei modificări la articolul 36. Modificarea, completarea codului funciar ar permite construcția sistemelor fotovoltaice solare pe terenuri agricole, fără a fi necesară schimbarea destinației acestora în terenuri pentru construcție. Schema de suport instituită de stat pentru sprijinirea investițiilor în capacități de generare a energiei electrice include și mecanismul preț fix, pe care investitorul în proiectele mari, în cazul instalațiilor fotovoltaice, le stabilit în limita de 1 MW, îl poate obține în urma unor licitații internaționale organizate de guvern. Capacitatea a fi licitată de executiv în perioada următoare este de 70 MW, care în termeni de suprafață ar corespunde la 140 hectare, valoare maximă. Prin urmare, participarea investitorilor la concurs ar putea fi drastic limitată în condițiile în care ofertanții vor fi nevoiți să facă dovada obținerii unui teren non-agricol de 140 hectare, iar concursul organizat de guvern, în condițiile actuale de competiție redusă, ar putea rezulta în oferte financiare foarte mari ca și preț. Prin construcția instalațiilor fotovoltaice nu este afectat gradul de evaluare a fertilității naturale. Din contra, în această perioadă, fertilitatea solului crește prin faptul că acesta nu este prelucrat pentru cultivarea plantelor cereale, dar este utilizat în continuare conform destinației și totodată sunt crescute plante furagere care, după cum se cunoaște bine, contribuie la majorarea gradului de fertilitate a solului pe perioada retragerii din circuit. Conform studiilor efectuate și anume, cultura în amestecă a unor plante furagere utilizate pentru refacerea proprietăților solului degradate, autor Leah Tamara, cultivarea plantelor furagere aduce mai multe avantaje asupra terenului. S-a demonstrat că pe fâșiile cultivate cu ierburi furagere în straturi de 0,35 cm, într-o perioadă de 6 ani, în sol s-au reîntors aproximativ 29 de tone la hectar de resturi organice și de rădăcini, masă absolut uscată sau 4,8 tone la hectar anual. Conținutul de materie organică în stratul discutat de discuit de 0,12 cm s-a majorat cu 0,43%, în stratul 12-20 cu 11% și așa mai departe. Remedierea totală și stabilă a proprietățile stratului degradat al cernoziomurilor cambice din Moldova prin utilizarea mescuri de ierburi poate fi realizată într-o perioadă de timp mai îndelugată, 15-20 de ani. Tehnologia de remediere a stării de calitate a cernoziomurilor este necesară de a fi implementată în prezent de circa o suprafață de 250.000 de hectare, ceea ce însumează 13-15% din teritoriu. Suprafața obligatorie pentru cultivarea ierburilor perene furagere necesară pentru restabilirea sectorului zootehnic și crearea sistemului de agricultură conservativă din Republica Moldova. În condițiile impuse, prin cadrul normativ, ar fi ca o instalație fotovoltaică să fie fixată la sol prin structură metalică, în proiectul de lege este modelul propus, și nu prin utilizarea betonului armat sau alte genuri de materiale care ar avea un impact negativ asupra fertilității naturale ale solului. Pentru montarea structurii metalice se pot utiliza geoșuruburi sau piloni metalici cu acoperire zincată. Această acoperire protejează de apariția coroziunii, astfel că după expirarea termenului de exploatare a instalației fotovoltaice, acestea pot fi ușor extrase din sol și să nu existe riscul să rămână resturi de construcție în sol. Pe de altă parte, utilizarea betonului la ancorarea structurii metalice atrage mai multe riscuri ce țin de poluarea solului, extragerea acestea la sfârșitul termenului de exploatare a centralei. Totodată, o astfel de construcție este ușor demontabilă și după expirarea perioadei de retragere a terenului, terenul poate fi readus în stare inițială, cu posibilitatea de a fi folosit în activitățile agricole.
Majoritatea solicitanților de instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile, atât și cei care deja au obținut statutul de producător eligibil, cât și cei ce urmează să le obțină, dețin terenuri în extravilanul localităților, terenuri agricole pe care urmează a fi instalate tehnologiile menționate. Această situație este dată de specificul economiei locale, preponderent agricolă, unde localitățile rurale dețin puține suprafațe de construcție ca urmare a lipsei industriei producătoare, consumatoare de terenuri de construcție. Conform regulamentărilor din vigoare în Republica Moldova, în special conform prevederilor codului funciar, transferarea unui teren agricol de calitate superioară, gradul de fertilitate naturală de peste 60 de puncte, nu este permisă. Astfel apare o contradicție între politicile statului de promovare a energiei regenerabile și cele de susținere a investițiilor în general și cele care reiese din codul funciar. Totodată, totalitatea impozitelor TVA, impozit pe salarii, pe venit, în fiecare 1 MW putere instalată la sol de instalații solare, constituie 5.803.000 lei pentru 15 ani la un hectar, sau 390.000 lei anual, dintre care circa 110.000 lei venituri ce se pot atribui la bugetul localităților, în mare parte localități rurale. Efectele acestei activități țin cont și de faptul că în localitățile unde este amplasat un parc fotovoltaic se vor crea 46 locuri noi de muncă. Dacă calculele date s-ar atribui pentru atragerea capacității de 130 de MW, impozitele totale ar constitui circa 696 de milioane de lei, sau circa 46 de milioane anual, distribuiți pe diverse bugete ale localităților rurale. Deci, mulțumesc colegi, eu vreau ca să fie foarte clar, la etapa actuală nu se permite de amplasat pe terenurile agricole genurile de stații fotovoltaice. Și astăzi agenții economici sunt nevoiți întâi să meargă spre consiliile locale. Consiliul local trebuie să voteze scoaterea temporară din circuitul agricol, să îi se elibereze autorizația de construire, după care se construiește stația de fotovoltaică, după care iarăși se votează reintroducerea în circuitul agricol. Lucrul acesta este extrem de anevoios și propunerea mea este ca pe toată perioada, mai ales îndeosebi că la finalul construirii stației de fotovoltaice, terenul este reintrodus în circuitul agricol. Din acest considerent, considerăm oportună susținerea proiectului de lege care prevede că pe toată perioada cât pe teren se află stațiile fotovoltaice, terenul să-și păstreze caracterul de teren agricol, fără necesitatea de a-l trece dintr-un domeniu în altul, chiar și pentru excluderea temporară a lui din circuitul agricol. Este un nonsens, o activitate absolut inutilă și cheltuială de bani și este un impediment extraordinar de mare în fața agenților economici care vor să ocupe cu acest gen de activitate. Argumentele în susținerea propunerii inițiativei la articolul 83, vorbind despre permiterea plasării stațiilor eoliene. Modificarea, completarea codului funciar ar permite construcția centralelor electrice eoliene fără încălcarea legislației în vigoare și cu riscul de a prejudicia bugetul administrațiilor publice locale, pentru scenariile în care sectorul privat evită conformarea cadrului legal în vigoare pe partea obligațiilor impuse de legislația funciară. Aplicând tehnologiile actuale de producere, se constată că suprafațele maxime pe care se pot amplasa turbinile eoliene cuprind de la 300 până la 800 de metri pătrați, sau 0,3-8 ari, ceea ce teoretic ar însemna că maxim 10 hectare scoase din circuitul agricol pentru limitele capacități ale anului 2025, vorbim despre 125 de megawatts. Asta este despre, din strategia de dezvoltare a energiei regenerabile, eu aceste cifre le-am luat, ale guvernului. Majoritatea solicitanților de instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cât și cei care deja au obținut statutul de producător eligibil, cât și cei ce urmează să le obțină, dețin terenuri în extravilanul localităților, terenuri agricole pe care urmează a instala sistemele menționate, stațiile eoliene neputând fi amplasate în imediata vecinătate a caselor de locuit. Conform reglementărilor în vigoare din Republica Moldova, în special conform codului funciar, transferarea unui teren agricol de calitate superioară nu este permisă. Totalizarea impozitelor TVA în cazul producerii de energie electrică, noi vorbim de TVA, impozit pe salariu și impozit pe venit, la fiecare 1 MW putere instalată în unități eoliene, relevă achitarea la 8.358.000 de lei pentru 15 ani sau circa 557.000 de lei anual, din care 135.000 de lei în calitate de venituri se pot atribui la bugetul localităților, în mare parte localități rurale.
La valoarea respectivă trebuie adăugat 5,5 milioane de lei TVA achitate în procesul de construcție a parcurilor eoliene pentru, iarăși vorbim de bugetul național. Dacă calculele date s-ar atribui la toate 125 de megawatt capacități în limita anului 2025, 2025 este conform strategiei guvernului de noi până în 2025, trebuie să avem capacitatea de producere la 125 de megawatt de energie electrică prin moriștile eoliene. Impozitele totale ar constitui circa 1 miliard 44 de milioane de lei sau circa 69 de milioane anual distribuite pe diverse bugete ale localităților rurale. Toate cifrele sunt luate și confirmate de către agenții economici care astăzi practică acest gen de activitate. Sunt din rapoartele lor financiare, nu sunt calcule estimative, sunt calcule fixe, exacte, reșind din activitățile economice ale agenților economici. Beneficiile acestor modificări, din punctul meu de vedere, acoperirea deficitului de energie electrică generat din surse locale, dar nu de import, crearea locurilor de muncă la nivel local, majorarea veniturilor bugetelor locale, atât din contul impozitelor locale achitate, cât și a bugetului de stat de contul taxelor TVA prelevate. Investiții în proiecte mici, susținute prin schemă de suport, tarif fix, sunt investiții relativ mici, ce le pot permite antreprenorilor locali, aspecte ce denotă că sursele de bani se vor genera pe parcursul, în parcurile fotovoltaice și eoliene, vor rămâne în țară urmând a fi investite în noi proiecte investiționale ce vor aduce avantaje autorităților din impozite și taxe locale achitate. Pe de altă parte, în condițiile în care nu se vor aplica soluții corecte, antreprenorii fie vor renunța la investițiile date, urmând a fi anunțate noi capacități disponibile și a fi efectuate investițiile preponderent pe terenuri de construcții ce sunt amplasate în perimetrul orașelor, în acest sens localitățile rurale fiind practic lipsite de posibilitatea de a beneficia de taxele și impozitele menționate. Mulțumați colegi, riscurile care pot fi ca urmare în cadrul legal să nu fie modificat este neatingerea obiectivelor, strategiilor sectoriale și actelor de politici în domeniul energiei și schimbărilor climatice, ratarea investițiilor străine și locale directe în economia națională, ratarea de venituri la bugetul administrațiilor publice locale, păstrarea statusului quo în materie de securitate energetică precară la producerea locală insuficientă a energiei electrice, avansarea slabă a economiei naționale după vectorul unei dezvoltări durabile, accentuare care vizează eficiența energetică și energia regenerabilă. Mulțumesc foarte mult și rog întrebări și rog susținerea acestui proiect de lege. Stimați colegi, întrebări, domnul Voronin, vă rog. Aceasta este teza matale de doctor în știință? Nu. Nu? Nu, pentru că este foarte bine aranjată. Dar cum vă imaginați dumneavoastră realizarea? Ce va trebui pentru aceasta? Stihinic nu se realizeze. Dar cum? În mod organizat? Cum vedeți dumneavoastră? Mulțumesc pentru întrebare, domnul Voronin. Deci uitați-vă în felul următor. Noi avem Ministerul Infrastructurii, care este autorul și va trebui să fie în baza acestei legi votate noi, autorul unei noi strategii de dezvoltare a acestui domeniu de regenerare. El va fi, Ministerul Infrastructurii, în baza strategiei dezvoltate de el, va fi cel care va da avizarea, ca să nu poartă caracter stihinic, va da avizarea proiectelor de investiții. Pentru că activitatea și câmpurilor fotovoltaicilor și parcurilor eoliene este o activitate licențiată. Și numai în baza licenței, el îi va fi permis să construiască pe un teren sau pe altul, să placeze un obiectiv sau altul. Noi venim astăzi, spre exemplu, eu vă dau un exemplu cu eolienele. Astăzi, codul funciar, articolul 83, nu permite sub nicio formă amplasarea eolienelor pe terenul arabil. Noi cunoaștem cu siguranță că o eoliană poate fi amplasată pe un teren după ce minim un an de zile, în baza unui studiu făcut de institutul nostru care măsoară puterea vântului, îi confirmă că din 365 zile o să aibă un număr exact de zile în care morișca va lucra și va produce energie electrică. Din păcate, în majoritatea cazurilor, aceste terenuri sunt terenuri arabile cu o bonitate foarte bună. Din datele colegilor care lucrează în aceste asociații de producere de energie electrică, practic ei o sunt felul următor. Dacă piciorul moriștii are 80 de metri înălțime, atunci la sol se ocupă de la 3 până la 4 ari, amprenta la sol,
Dar dacă este de 100 de metri piciorul muriștii, independența unde se găsește vântul cu putere permanentă, amprenta la sol este o maxim de 6 ani. Din acest considerent, conform strategiei, am spus că în total, dacă se vor pune pentru producerea la 125 de megawatt, se vor scoate în total din tot circuitul agricol 10 hectare de pământ. Și iarăși, astăzi, lucrul ăsta se întâmplă absolut ilegal. Noi cu toții ținem minte că în luna august, la Institutul de Pedologie, a intrat CNA-ul și a arestat cetățenii care dădeau permisiuni de amplasare a iulienilor. Ce se întâmpla? Într-un masiv de 100 de hectare, cu o bonitate de 70%, ca agentul economic să-și poată plasa pe el morișca sa iuliană, el trebuia să dea o mită ca să vină inspectorul pe teritoriu și să-i spună că bonitatea la acest teren este egală cu 40 sau mai mică. Evident că noi vorbim de milioane de lei dați, pentru că o morișcă nouă costă 1.200.000 de euro, o morișcă la mâna a doua costă în jur de 500.000. Și evident că funcționarii de stat aveau gusturi foarte mari. Au fost arestați, închiși, asociația astăzi așteaptă proiectul de lege ca să intre în legalitate și toate procesele să fie făcute în conform regulamentului elaborat de către Ministerul Infrastructurii, ca să nu poartă caracter stihinic și cel mai important lucru, să nu poartă caracter ilegal și ilicit. Pentru că marea majoritate a moriștilor amplasați pe teritoriul în Republica Moldova astăzi, la baza lor stau niște decizii ilegale de schimbare a bunătății. Adică astăzi noi avem situația că în un masiv de 100 de hectare cu bonitate de 70%, o mică porțiune din acel hectar, din acele hectare are o bonitate de 45%, lucru care nu poate fi lămurit nici sub o formă, decât numai prin faptul că s-a plătit mită. Adică noi reintroducem o legalitate, facem ceva să fie perfect legal și cel mai important lucru să fie controlat de către stat tot procesul în sine, pentru că dincolo de procesele de scoatere din circuitul agricol, mai e și cealaltă parte cu energie electrică. Noi știm că trebuie să avem și energie electrică de compensare. Noi cunoaștem că energia electrică iuliană și fotovoltaică, nu, producerea ei nu poartă caracter continuu și noi trebuie să avem în rețea întotdeauna o cantitate stabilă de energie electrică. Eu cred că în bază, este un mic pas care ajută agenții economici și statul în procesele de controlare și de verificare a sectorului energetic. Eu văd acest proiect de lege mai mult ca o implicare a statului în procesul de reglementare a proceselor de dezvoltare a energiei regenerabile. Vă mulțumesc, stimate domnule autor. Domnul Reidman, în continuare. Da, spasiba. Опять же, идея... В общем-то, хорошее стимулировать развитие альтернативной энергии и размещать источники и так далее. Но мне кажется, что на сегодняшний момент этот проект, так сказать, не сопровожден комплексным решением, так будем говорить. Когда-то, я не знаю, как сейчас, но когда-то в Молдове было, так сказать, миллион гектар пашни. Миллион гектар пашни, которые... Астазе займем 1.6 миллиона. 1.6 миллиона? Астазе 1.6 миллиона спрелокрезов. Пашни. Пашни. Терен арабил, ворбим. Ну, астазе пашни. Там пашут. И многолетние, там и то, и все, неважно. Значит, мы отсюда вырываем какую-то часть без мероприятий по увеличению продуктивности остальной пашни. Без каких-либо программ государственных по увеличению продуктивности остальной пашни. Это раз. Второе. Строительство этих систем требует однозначного и ясного решения вопроса о включении этой энергии в систему. В систему. До сегодняшнего дня, насколько мне известно, здесь нет однозначного решения. Производство 1 киловатт-часа электроэнергии на этих источниках на сегодняшний день дороже тех тарифов, которые включаются сегодня в оборот. Дороже тех тарифов. Значит, как это дело компенсировать? Ну, представьте себе, мы построили там ветряки или построили солнечные и предлагаем там 3-4 селам обеспечение электроэнергии с этих источников. То есть это островное, как говорят энергетики, островное подключение. И мы вынуждены предложить им определенный тариф, который дороже, чем тот, который из системы поступает.
Значит, мы имеем, по крайней мере, два вопроса к этому стимулированию, которые снижают эффект от этого стимулирования. Два вопроса. Это использование в сети и регулирование государством этого, да, и повышение продуктивности остальных сельхозземель. И эти вопросы никак и нигде, так сказать, здесь не светятся. Da, mulțumesc frumos. Obiectul acestui proiect de lege nu era despre asta, din acest considerent aici nu se prevede. Dar în ceea ce privește modul prin care noi vom reglementa ceea ce spuneți dumneavoastră, sistemul de interconectare a acestor rețele construite cu rețelele noastre naționale, este obiectul muncii Ministerului Infrastructurii și credeți-mă că eu am marea speranță că cel puțin în luna ianuarie ei vor ieși cu o strategie națională. Pentru că noi, în primul rând, astăzi deja avem câmpuri fotovoltaice. Astăzi noi avem deja parcuri eoliene care produc energie electrică și mai mult ca atât, slava Domnului, noi avem întreprinderi care produc biogaz, care îl folosesc la producerea de energie electrică. Și, spre exemplu, în raionul Hâncești am fost în raionul Hâncești, o întreprindere foarte puternică care are peste 4.000 de capte de bovine, folosește toate resturile care le are în producerea de biogaz și are capacitatea astăzi de depozitare a biogazului și de producerea energiei electrice, mai are încă un complex, măcar mâine ar putea să înceapă să producă 3 megawați și nu poate pentru că nu există un cadru regulatoriu din partea guvernării până astăzi. Și eu cred că în luna ianuarie Ministerul Infrastructurii va veni cu un cadru regulatoriu ca să-i permită acestui agent economic să dea acest megawați. În ceea ce privește prețurile că sunt mai scumpe, aveți perfectă dreptate, domnule Reidman, dar noi vorbim aici despre o componentă extrem de importantă. Noi, ca și stat, trebuie să avem strategia națională a securității noastre energetice. Și chiar dacă ea este un pic mai scumpă astăzi, pentru că trebuie să investim 1.200.000 într-o murișcă, dar eu cred că acest efort de a plăti poate un pic mai scump unui producător autohton se răscumpără prin faptul că noi, din punct de vedere a siguranței noastre naționale, suntem mai mult sau mai puțin liniștiți. A doua întrebare, domnul Reiman, vă rog. Da, spasibo. Когда вы говорите об предприятиях в Хинчештах, которые используют продукцию, отходы продуктов животноводства для производства биогаза, мы должны иметь в виду, что используется органика, то, что могло бы повышать плодородие земель. У нас и так сегодня органики на поле вывозится очень мало, очень мало. Поэтому это вопрос вообще, использовать ли эти органические отходы для производства электроэнергии или для производства или для увеличения плодородия земли. Eu mulțumesc pentru întrebare. Să știți că anume procesul de putrefacție a componentei organice care duce la eliberarea metanului, face ca acele deșeuri care sunt extrem de toxici și acide, dacă le pui în forma luată de sub animal direct în câmp, duce la ridicarea nivelului și calităților și a lichidilor care reiese din procesele de putrefacție și a rezultatului final, produc pe lângă gaz, energie electrică, mai produc și un material, un îngrășământ organic de cea mai superioară calitate. Și drept dovadă, acel agricultor mi-a arătat că el are peste 200 de hectare de teren cu plante furagere și în anul 2020, în vară de secetă, când în regiune era o secetă crâncenă, el pe terenurile sale, unde cresc furajele, pe care le-a irigat continuu cu produsul care rezultă din procesul de fermentare a dejecțiilor de la animale și nu numai mați, pene, etc., toate sunt așa, a strâns de 4 ori, a avut 4 ori de cosit lucerna pe o astfel de teren. Și alături teren care nu au fost irigate la o distanță foarte mică de dânsul, nu au cosit niciodată. Adică, practic, procesul de producere a biogazului este un proces de mare viitor în modul în care noi utilizăm dejecțiile și restul de canalizare. Este unicul mod fericit prin care noi putem să ne producem aceste îngrășăminte organice. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Babici. Mulțumesc, domn președinte. Domnule autor, proiectul este foarte bun. Noi avem deja elaborat de către Universitatea Tehnică a Moldovei un atlas a resurselor energetice și dacă te uiți atent pe hartă, evident că o să găsești zonele cele mai convenabile pentru a amplasa piloni eoliene, anume
acolo există teren agricol cu bunitate înaltă și dacă până acum asta era imposibil de făcut, adică, cum ați spus dumneavoastră, trebuia să mergi la unele ilegalități, să schimbi o leacă bunitatea, ca după asta să poți construi respectiv proiect. Deci este un proiect foarte bun și noi nu avem așa de multe resurse, doar 5,5% din teritoriul nostru are potențial pentru a construi parcuri eoliene și asta este o perspectivă nu rea, adică noi n-am valorificat nici pe departe acel potențial și este un proiect foarte bun, noi îl susținem și eu ca care vine un pic mai mult din domeniul respectiv, înțeleg care este importanța lui și poate într-un fel o să ne gândim pe viitor să stimulăm și mai mult acei investitori care vor să investească în domeniul respectiv. Mulțumesc, domnul deputat, pentru susținere. Aici vreau să spun scurt că noi în Moldova, eu mai ales ca membru a Comisiei de Agricultură mergând în teritoriu, ne lovim de o ipocrizie. Adică noi vorbim că pământul este ceva sacru și sfânt, nu se poate de făcut nimic pe el și în următorul moment, dacă dai o mită grasă, poți face orice cu el. Înțelegeți? Păi dacă el este sfânt și sacru, păi e sfânt și sacru și nu poți plătești pe el nimic, sau dacă poți plătești o mită și să-l scoți din circuitul agricol și să reduci bunitatea și să construiești pe el și să faci orice, să faci gunoi, știi, orice pe el, înseamnă că noi trebuie să facem un cadru regulatoriu clar și bazat pe interesul cetățenilor din Republica Moldova. Mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Carp. Eu mai mult însă vin în susținerea acestui proiect pentru anumite calculi, nu lăsa anumite interpretări despre terenurile care pot fi scoase din uzul agricol și așa mai departe. Deci noi, în linii generale, avem nevoie până în 250 de hectare dacă am merge cu amplasarea fotovoltaicilor, dar dacă am fi deci amplasări mixte, se vorbe de până într-o 160. Asta înseamnă aproximativ 30 de ari în fiecare localitate. Asta așa, ca să facem o aluzie. Iar într-o localitate asta depășește 1000 și ceva de hectare. Deci pentru a nu lăsa loc de interpretări, iar în fiecare localitate există cel puțin 30 de ari care sunt cu bunitatea scăzută sau sunt terenuri erodate și care nu pot face agricultură, dacă luăm de aici. Iar pentru a construi asemenea tipuri de câmpuri fotovoltaice sau altceva, e nevoie de schimbarea destinației, fapt care naște corupții, deci propriu-zis. Deci este un proiect care vine să încurajeze pe cei care vor să investească în acest domeniu și totodată să ajungem să avem acel procent de minim 30% de energie regenerabilă. Așa că eu sfătui toată lumea să susțină acest proiect și să nu lăsăm loc de interpretări. Și pentru informare, cetățenilor vreau să spun că un hectar de nuci aduce mai mult profit decât un hectar de fotovoltaici, ca să nu credem că o să rup toți gâtul să pună fotovoltaici. Dar investiția făcută într-un hectar de fotovoltaici, noi cred că nici nu știm cu voi să scriem acea cifră. Așa că nu va fi o rupere de rânduri ca să înceapă investițiile în câmpurile fotovoltaice și în parcurile fotovoltaice. Următoarea întrebare, domnul Gavruc. Vitale Gavruc, fracțiunea PAS. Este o plăcere să vă ascultăm și pentru că aveți capacitatea de a introduce claritate maximă în chestiuni foarte complexe. Aș vrea să dezvoltați un pic subiectul, pentru că în percepția populară, poate când lumea aude de sintagma asta, scoaterea din circuit, există anumite temeri, da? Am văzut aici în raport, deci să dezvoltați puțin subiectul cum mai pot fi folosite aceste terenuri, respectiv terenurile care se află sub instalațiile fotovoltaice, în cazul deci când ele sunt scoase din circuit pentru a instala aceste instalații, da? Mulțumesc. Da, deci în primul rând proiectul de lege prevede că noi nu le scoatem din circuitul agricol. Deci nu există noțiunea de scoatere din circuitul agricol. Și în al doilea, pe acele terenuri trebuie sămânate culturi furagere, lucernă, care aduce o îmbogățire fantastică pământului, care va fi sămânată de către proprietar. În plus, câmpul din astea fotovoltaice permite pășunatul ovinelor. Caprele nu, caprele sar de obicei, dar ovinelor în România este... De ce râdem? Vă rog serios, okay. O să vreți să investiți și o să paștiți și nu trebuie pe acolo. Da, scuzați. Serios. La zodihnei nu trecem azi. Scuzați. Ne oprim, da? Bine. Nu mai sunt întrebări, raportul comisiei, vă rog... Eu tot citesc. Tot dumneavoastră, da? Dar se poate mai... Noi ne-am convins deja de...
Raportul da, domnul președinte. Sau repetăm încă o dată argumentele, nu? Raportul e scurt. Aveți milă de... Da. Mulțumesc, colegi, vă prezint atenție noastră raportul la proiectul de lege pentru modificarea codului funciar numărul 828 din 91, numărul 290 din 18.10.2021. Prima lectură. Comisia Agricultură și Industria Alimentară a examinat proiectul de lege pentru modificarea codului funciar numărul 828 din 91 și comunic următoarele. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Bolea Vladimir, în conformitate cu articolul 73 din Constituție. Astfel, prin proiect se propune modificarea la articolul 36 prin completarea alineatului 2 al acestuia cu litera D cu textul terenurile ocupate de sistemele fotovoltaice solare, fapt care ar permite construcția sistemelor fotovoltaice solare pe terenuri agricole, fără a fi necesară schimbarea destinației acestora în terenuri pentru construcție. Această amendare, articolul 36, se impune din motivul necesității creșterii siguranței energiei electrice, întrucât Republica Moldova este dependentă de importurile acestea, iar locurile cu potențial mare de captare a energiei solare, pe lângă alte terenuri, pot fi și terenuri cu destinație agricole. Este important de menționat că după expirarea perioadei de exploatare a instalațiilor solare fotovoltaice, aproximativ 18 ani, terenurile respective vor fi folosite și în continuare în activitățile agricole, ori instalațiile solare fotovoltaice sunt ușor demontabile și nu presupun lucrări de excavare sau construcții capitale. Instalarea panourilor fotovoltaice este avantajoasă și pentru producătorii agricoli, ceea ce permite reducerea cheltuielilor acestora în cazul în care dețin depozit frigorifici sau un consum mare de energie electrică în timpul producerii, procesării, producției agricole. De asemenea, acestea vor fi utilizate și în cazul unor exploatări zootehnice. O altă modificare propusă prin proiect ține de amendarea articolului 83, prin care se urmărește eliminarea interdicției retragerii terenului agricol de calitate superioară din circuitul agricol pentru necesitățile construcției instalațiilor eoliene. Această modificare ar permite construcția centralelor electrice eoliene fără încălcarea legislației vigoare, dar și fără aducerea prejudiciilor bugetelor administrației publice locale, întrucât modificarea propusă nu se referă și la scutirea persoanelor interesate de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categorie de terenuri cu destinație agricolă. Toate comisiile permanente care au prezentat avizii pe marginea proiectului de lege s-au pronunțat pentru examinarea și adoptarea acesteia în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Propunerile și obiecțiile parvenite din partea Guvernului, inclusiv și cele prezentate de Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului, precum și cele care vor fi expuse de deputați în amendamente, vor fi examinate și raportate în cadrul examinării proiectului de lege în lectura a doua. Reșind din cele realitate, Comisia propune examinarea și adoptarea proiectului de lege numărul 290 din 18.21 în prima lectură. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc! Întrebări? Întrebări sunt? Domnul Voronin, vă rog. Este o propunere. Academia de Științe conferă gradul de științific de doctor în știință. Mulțumesc frumos. Concretizare. Știința vântului sau a soarelui? Știința vântului sau a soarelui, deodată? Vă mulțumesc, domnul președinte. Cu ăsta gradul științific nu votăm azi. Unde am rămas noi? Da. Raportul a fost, tot a fost. Stimați colegi, vă rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul 290 din 18.10.2021, proiectul de lege pentru modificarea codului funciar numărul 828 din 1991. Lectura 1, rog inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 290 din 18.10.2021, lectura 1, susținut de 89 de deputați.
Felicitări, domn deputat. Eu am înțeles tactica dumneavoastră de a prezenta. Stai tactica pământului pârjolit. Deci, nu rămâne nici o poftă de a mai... nu, de a mai da întrebări. Vă mulțumesc. Următoarea inițiativă, 299 din 22.10.2021, proiectul de lege pentru completarea legii 154 din 1918 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale. Doamna Nistor, vă rog. Bună ziua! Stimați colegi, de fapt, cred că nimic nu este întâmplător. Astăzi, pe plan internațional, are loc premiera filmului Matrix, Renașterea. Și tot astăzi, noi vă propunem scoaterea din matricea a cinematografiei naționale, și anume din matricea entuziasmului curat și a bugetelor mici. Propunem modificări la legea 154 privind atragerea investițiilor străine în domeniul cinematografiei și altor opere audiovizuale. Și principala prevedere pe care o propunem este transmiterea de atribuții de la Agenție de Investiții către Centrul Național de Cinematografie, care este instituția competentă de a atrage investiții în domeniul cinematografiei. Pe lângă faptul că CNC-ul este instituția care este direct interesată pentru dezvoltarea pieței interne și a resurselor ce țin de industria filmului, Centrul Național de Cinematografie are deja personal calificat care poate prelucra dosarele rapid, calitativ, deține cunoștințe din domeniu și mai ales Centrul Național de Cinematografie participă la toate festivalurile unde pe platformă internațională poate fi discutat acest program de investiții. O altă prevedere care o propunem în această lege este ca să lăsăm doar Consiliul de Acordare a Suportului Financiar în procesul de examinare a dosarului, pentru că până acum existau două grupuri care analizau dosarul, cine beneficiază de programul de investiții, și într-un fel dublam procesul și birocratizam foarte mult acest proces de a obține acces la programul de investiții. De asemenea, termenul de examinare a dosarului de beneficiar se majorează de la 10 la 20 de zile și există și alte prevederi care au scopul de a atribui legii un caracter simplu de înțeles și ușor de a pune în aplicare. Această lege funcționează cu bine în aproximativ 98 de țări, pe care anume Centrul Național de Cinematografie gestionează acest program. Legea există de fapt în 2018, iar din 2018 până acum nu a fost realizată nicio investiție străină în domeniul cinematografiei. Deci, ca o mare implementare modificărilor prevăzute de acest proiect, accesul investițiilor străine în producția de film și alte opere audiovizuale naționale va fi simplificat, iar pe termen lung legea va stimula consolidarea domeniului cinematografic, promovarea culturii naționale peste hotarele țării și va avea un efect pozitiv pentru noi toți. Noi suntem conștienți cumva că avem mult de lucru în domeniul cinematografic, avem nevoie de Arhiva Națională de Film, avem nevoie de o cinematecă, de restructurarea Moldovei Film, dar asta este un mic pas care cumva va întări structura Centrului Național de Cinematografie, în urma căruia vom beneficia atât spiritual cât și economic. Dacă sunt întrebări, vă rog și vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări. Doamna Racu, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Ana Racu, fracțiunea PAS. E, de fapt, o remarcă de susținere. Am citit proiectul și, într-adevăr, am comparat prevederile. Noi sperăm că prin acest proiect venim să reabilităm potențialul de altă dată, pentru că pe timpuri noi am livrat lumii oameni, regizori de talia lui Loteanu. Vine o generație tânără de cineaști care ar putea să fie văzuți și auziți la nivel mondial și nu, în ultimul rând, să fie o sursă de venituri la stat, pentru că încă n-a trecut, vorba dumneavoastră, tactica pământului pârjolit, au mai rămas niște vestigii care ar putea, reabilitate fiind, ar putea să aducă un ban în plus țării. Și nu vreau să folosesc în context serios remarca, dar cred că colegii din partea dreaptă
n-au cum să susțină, să nu susțină ideea că из всех искусств для нас важнейшим является кино. Vă mulțumim. Da, mulțumesc mult pentru remarcă, doamna Rac. Vreau să spun că există un potențial enorm, pentru că doar anul ăsta, dacă ne uităm la succesele Olga Lukovnikova, care deja a câștigat și Ursul de Aur la Festivalul de Film din Berlin și cel mai bun scurtmetraj european în cadrul Galei Premiilor Academiei Europeană de Film, unde este o coproducție Belgia, Portugalia și Ungaria. Eu cred că este foarte important ca noi, ca stat, pe lângă a ne bucura și a ne mândri cu aceste talente, să contribuim la modul practic și pragmatic în susținerea producțiilor cinematografice naționale. Vă mulțumesc, domnul Voronin, în continuare. Doamne, ca atare, mai ales după volan, încurcă dreapta cu stânga. Și acum ta pentru noi nu semna, te rog. Dar trebuie de susținut. Mulțumesc. Totuși, viața merge, au loc multe, multe evenimente, trebuie să rămână ceva în istorie. Da. Vă mulțumim frumos, domnul Reidman. Мы рассчитываем якобы на то, что у нас появится продукт в результате иностранных инвестиций. Кому будет принадлежать этот продукт? Инвестор, продюсер, обычно это, да, который собирает деньги где-то по всему миру, да? Кому будет принадлежать этот продукт? И может ли он быть помещен в фильмотеку Молдова Фильм, предположим, или национальный какой-то орган и прочее? Это первый вопрос. Кому он будет принадлежать? Да, абсолютно d'accord. Filmul aparține coproducțiilor, pentru cum am numit, cum am dat exemplu anterior, Belgia, Portugalia și Ungaria. Asta este și extraordinar domeniul cinematografic, el unește și drepturile de autor revin în măsură egală statelor care au participat în elaborarea acestui proiect. Respectiv, absolut, o coproducție internațională aparține de ambele măsuri țărilor implicate în acest proces, proiect. Понятно. Это означает, что инвестор придет сюда за определенными услугами по производству фильма. Не обязательно за актерским составом, не обязательно за корежиссерским составом. Он придет сюда за водителями, осветителями, установщиками декораций, шашам и департи. Стоит плата пентру сервичу. Думай. Да, это поможет развитию этого сектора, но с точки зрения развития кинематографии самой или других аудиовизуальных продуктов, мне кажется, что искать решение в этом направлении – это контрпродуктивно. Тем более, что, так сказать, не все в вашем докладе указано, тем более, что там организуется какой-то орган, какая-то комиссия, которая будет оценивать сценарии, включая NGO какие-то, которые к этому делу не имеют никакой тангенции и так далее. Мне кажется, что здесь много грехов, и видно, что этот закон, вообще мы, так сказать, извините за выражение, кровати меняем, да, отдаем от агентства по привлечению инвестиций, отдаем в Чиниче, да. Что от этого изменится? Люди-то, в общем-то, те же. Поэтому мне кажется, что этот закон требует очень серьезной доработки и в плане того, во что инвестируется, и в плане разрешения на использование местных ресурсов, да, ну, таких как там, оборудование Молдова Фильм или еще чего-то, да, если, или других частных компаний, у которых уже это есть, и в отношении того, что с этим продуктом потом станет. Потому что размещение в прокате и размещение на телевизионных каналах ничего общего с производством не имеют. Это другие органы, которые это либо разрешают, либо запрещают, либо ограничивают. Ашай? Повтим. Как вы видите совершенство? Да. Vreau să atrag atenția la alineatul 2 din articolul 6. Deci, suportul financiar se va acorda producțiilor de film și
de alte opere audiovizuale ce corespund cerințelor regulamentului. Ulterior, după această lege, el deja este în proces de elaborare regulamentul privind acordarea suportului financiar, care scenariu primește. Deci toate aspectele pe care le-ați anunțat mai devreme vor fi prevăzute în acest regulament. Și nu va fi nici de cum un abuz al investițiilor pentru că nu a lua, deci să presupunem că nu se iau actori sau nu se ia regia. Un alt punct din efectiv această lege este că se pot adăuga 5% condiția promovării tematicii și a zonei geografice. Eu cred că noi nu riscăm absolut deloc și nu există nicio frică în a implementa legea dată. Dar la toate rectificările pe care le-ați spus, privind această lege, deci noi am luat în calcul deja avizul guvernului, avizul direcției de juridică și noi îl vom îmbunătăți, desigur, pentru a doua lectură. Domnul Ridman, a doua întrebare, vă rog. Уже был два вопроса, сейчас новая прецизация. Авизу гувернулы, они такие же зрители, как и мы все. Там больших специалистов не так много, я так думаю. Они такие же точно зрители. Значит, когда речь идет о национальном продукте и привлечении каких-то инвестиций к производству национального продукта, вы можете оценивать сценарии с соответствующими органами и так далее. Когда приходит обычный руководитель процесса и говорит, мне нужно на две недели вот такой-то объем услуг от транспорта, от света, купим все это, оплатим и так далее. И принадлежит продукт ему. И никаких разговоров о размещении в прокате или на телеканалах еще нет. Вы можете ему, анализируя его сценарий, препятствовать? Bine, dar suport financiar nu va fi acordat doar din prisma analizei doar a scenariului. Va fi analizat toate cheltuielile eligibile și neeligibile, adică tu vii și prezinți dosar, un dosar întreg. Tu nu prezinți doar scenariul în urma căruia tu beneficiezi de acest suport financiar. Și încă o remarcă, în avizul guvernului a fost și părerea domnului Prodan, ministrul culturii, care nu ar spune că este un simplu consumator ca și noi, este un producător de film care, eu consider că are un punct de spus în acest subiect. Vă mulțumesc, domnul Jacot. Următoarea întrebare. Da, mersi. Mai mult este o remarcă. Planificam să susțin acest proiect doar prin vot, dar după intervenția domnului Reiban, o mică remarcă și o replică. Deci, eu sunt unul din părinții a cărui copil a hotărât să îmbrățișeze profesiile de artă și anume să devină regizor de film. Acum, bineînțeles, își face studiile după hotare, fiindcă aici nu există așa ceva. Și eu aș fi foarte fericit ca după aia copilul meu să se întoarcă în țară. Și întorcându-se va fi un specialist de înaltă calificare, nu șofer.